Suntem într-un fel în 1 Samuel și acolo am găsit oamenii lui Dumnezeu, prorocinți și cete de proroci și am rămas lângă tema aceasta funcției profetice, Vechiul și Noul Testament. În seara aceasta m-aș muta în Noul Testament și dacă cineva cuplează și ecranele, probabil că veți vedea și voi ce am eu pe ecran la mine. Funcția profetică în Vechiul și Noul Testament. Nu știu de ce am Vechiul Testament aici, dar gândiți-vă că atunci când am pornit de la Moise și era pe punctul de a pleca, pentru că Dumnezeu i-a zis, îmi pare rău, nu intri în țară, el poruncește al pe Iosua și pune-l sub porunca lui Eliazar. Și în momentul în care generalul este schimbat cu Saul, împăratul, Dumnezeu aduce linia profetică în Israel. Și am văzut că toate aceste linii, dacă vreți, încetate, mai era încă o linie, linia înțeleptului. Deci am linia preoției, linia înțeleptului, linia profetului și linia împăratului. Și vedem că toate se adună în Domnul Iisus Hristos. Și întrebarea este, oare ce se întâmplă cu aceste linii după momentul Hristos, după înălțarea Lui la cer, în perioada istoriei bisericii? Și în 1 Samuel avem angajamentul lui Samuel, capitolul 12, angajamentul lui Samuel în fața poporului. Împăratul era deja ales, era confirmat și acum Samuel, într-un fel, face un pas înapoi și schimbă rolul de judecător cu rolul de profet. Și așa se inițiază linia profetică în Vechiul Testament. Linia profetică pe care ați văzut-o. Întrebarea noastră este ce se întâmplă în perioada istoriei bisericii cu profeția, cu prorocii, cu profeții. Ce se întâmplă în vremea aceea? Dar dacă mă gândesc la 1 Samuel, uitați-vă la versetul 23-24. Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, am reluat textele de cu două săptămâni ca să putem continua ideea profeției și a profetului. Dar observați la ce se angajează el. Să mă rog pentru voi și să vă învăț calea Domnului cea bună și cea dreaptă. El rămâne autoritate în Israel, într-un fel îl confruntă pe împărat și ăsta era rolul profetului. Profetul putea intra în sala tronului fără să bate la ușă. El era trimisul lui Dumnezeu și Dumnezeu ar fi dorit o monarhie teocratică, o monarhie care să stea sub ocrotirea, sub porunca, sub ascultarea de Dumnezeu. Acum, lucrarea profetică, într-un fel, am văzut că se poate aduna în aceste două lucruri, să mă rog pentru voi și să vă învăț căile Domnului. Și dacă urmăriți doar cele două aspecte, am văzut deja în data trecută că ele continuă în Noul Testament. Continuă în Noul Testament. Linia profetică, de pildă, dacă mă duc în Faptele Apostolilor, capitolul 6, când problemele, biserica primară care a început să crească, a început să se mulțească. Pentru că foarte mulți au rămas la Ierusalim la sărbătoare, n-au mai plecat de acolo de bucuria coborârii Duhului Sfânt și a experienței avute proaspăt cu această nouă realitate și au rămas. Pe de altă parte, creștinii evrei au fost marginalizați de familiile lor, de sinagogă și în felul acesta nevoile materiale au început să crească în biserică. Și aduceți-vă aminte de ce face Petru și ceilalți 12 apostoli și la ce anume se angajează ei. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în două rugăciune lucruri.
Și propovăduirea, și propovăduirea cuvântului. În rugăciune și propovăduirea cuvântului. Și observați cele două aspecte din angajamentul lui Samuel, când el schimbă rolul de judecător cu cel de profet, rămân valabile și în Noul Testament. Noi am citit câteva alte texte din Noul Testament și am văzut că întotdeauna se insistă în mod special pe propovăduirea cuvântului. Iar în Corinteni spune, cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire, mângâiere. Când deschizi gura și rostești cu gura o vorbă înțeleasă, biserica trebuie să capete zidire sufletească, descoperire, prorocie, mângâiere. Toate aceste lucruri sunt necesare și asta este funcția profetică pe care o găsești continuându-se în Noul Testament. Dar atunci când te gândești la proroc și prorocie și mă gândesc la tot Noul Testament, văd că regăsesc prorocul și prorocia de-a lungul întregului Nou Testament. O găsesc în Evanghelii. Gândiți-vă doar la mica apocalipsă din sinoptice. Domnul Iisus Hristos rostește profeții legate de ce se va întâmpla peste 40 de ani, căderea Ierusalimului. Toate lucrurile acestea sunt acolo, în Evanghelii. Dacă vin în Faptele Apostolilor, am și acolo astfel de lucruri. A cui este brâul acesta, da? Așa vor lega pe Pavel și Pavel cu toate acestea, el merge la Ierusalim, se întâmplă exact același lucru și ajunge în închisoarea din Roma pentru 2 ani de zile. Dar mă voi opri la Evanghelii și la Apocalipsa, la epistole și la Apocalipsa. În toate epistolele găsim aspecte profetice, cu alte cuvinte, profeția o găsesc de-a lungul întregului Nou Testament. De-a lungul întregului Nou Testament. Toate cărțile sunt reprezentate pe ecranul meu. Acum, dacă iau texte specifice, de pildă în Efeseni, capitolul 4, versetele 11 la 16, am apostol, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Vine în Roman, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Vine în Corinteni, 12-14, de care ne vom ocupa lunea viitoare, dacă Dumnezeu ne ține în viață. Și acolo va trebui să dezbatem, într-un fel, fenomenul acela ciudat pe care îl întâlnim în Samuel. Cete de proroci care cu chimvale și țambale și când se apropie Saul, prorocește cu ei și în capitolul 19 sunt lucruri ciudate. Vin să-l prindă pe David și toți prorocii se întorc acasă, 3 cete dintre ei. Vine Saul și o zi și o noapte, Duhul Domnului vine peste el și ce fenomen este ăsta? Cum să-l interpretăm astăzi? Cu ce să-l asociem? Vom vedea data viitoare. Dar deocamdată, toate textele plasează funcția profetului în cadrul trupului lui Hristos. Cu alte cuvinte, și în Vechiul Testament, profetul era un om din poporul lui Dumnezeu, vorbind poporului lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în urechile lui Israel au fost nenumărate profeții vezind popoarele din jur. Popoarele din jur, pentru că funcția de preoție a lui Israel avea și un caracter profetic. Cu alte cuvinte, simpla lor prezență confruntau realitatea popoarelor din jur. De aceea Domnul le-a spus să nu se amestece cu celelalte popoare. Ei erau ai Domnului, într-un fel, reprezentanții Lui și Dumnezeu i-a ales de dragul celorlalte popoare. Ori ca să ai vreun efect asupra celor de afară, trebuie să existe o diferență între lumină și întuneric. Dacă și la tine e întunericul ca la ei, atunci rostul tău nu există și așa e și astăzi, așa a fost și atunci. Dar în general, profeția este în cadrul poporului lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu. Dar și poporul lui Dumnezeu are o funcție profetică de lumină și sare în lume, în cetate. Întrebarea este, oare biserica zilelor noastre are o astfel de funcție profetică? O astfel de funcție profetică? Sau cum arată funcția profetică pentru biserică, pentru noi, pentru tine, pentru mine, astăzi? Și pentru asta aș lua două cărți, Efeseni și Apocalipsa, și aș încerca să vorbesc doar despre acest aspect al rolului profetic al bisericii. Ce-i biserica? În primul rând este a lui Hristos. Nu-i baptistă, nu-i penticostală, nu-i catolică, nu-i ortodoxă, sunt gardurile pe care noi le-am ridicat. Ci biserica este a lui Hristos, condusă de Hristos, acolo unde 2 sau 3 sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Și de aceea el n-are nevoie de purtător de cuvânt. În
1900, taram-pam-pam, eram un pic mai tânăr, după frământări multe, anii 80, am decapitat piramida și am zis, nu, ăsta e locul lui Hristos. Și atunci, în biserica are nevoie și de o conducere umană, nu doar de o conducere divină. Hristos și Duhul Sfânt sunt conducerea divină. Conducerea umană este ceata prezbiterilor și a diaconilor, de pildă într-o biserică. Foarte repede după moartea lui Hristos, după învierea lui și înălțarea lui, biserica primară a ajuns să definească biserica prin structurile ei și foarte curând s-a spus, unde nu e episcop și nu-s diacon, nu este biserică. Dar biserica, practic, este definită prin membrii ei și prin relațiile dintre ei, Duhul se arată prin unul spre folosul celuilalt. Dar acum, biserica este condusă de Hristos, cârmuită pământește, vorbim de ceata prezbiterilor, de darul cârmuirii, care este unul din darurile duhovnicești. Dar dacă ne întrebăm care este scopul și strategia lui Hristos în zidirea bisericii lui, atunci toate cartea Efeseni o aveți în fața voastră. Primele trei capitole sunt capitole încărcate de teologie. Capitole 4 la 6, a doua parte a cărții, este partea aplicativă. Și partea aplicativă începe cu primele 16 versete în care se definește rolul, dacă mă întorc înapoi la imaginea asta, rolul acelui copac de apostol, proroci, evangheliști, păstori și învățători în Efeseni. Și acolo îi găsim și pe proroci. Dar rolul lor este echiparea sfinților pentru lucrarea de slujire. Și echiparea sfinților se întâmplă pe câteva planuri. În primul rând individul, apoi familia. Familia are și copii, pe urmă locul de muncă. Deci toată viața noastră, într-un fel, ar trebui subordonată așteptărilor lui Hristos. Dacă mă opresc lângă Efeseni, capitolul 4, versetele 10 la 16, textul este cunoscut. Versetul 10 ne oferă scopul pe care l-are Dumnezeu în biserică și cu fiecare dintre noi în ea. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. S-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Pe măsură ce Hristos începe să umple viața mea, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, procesul sfințirii își face lucrarea în viața mea. Dar dacă toți membrii bisericii ar fi acolo, dacă pentru toți membrii bisericii ar fi adevărat lucrul acesta, atunci Hristos ar umple și biserica din Iris. Și niciodată nimeni nu-i poate lua locul. Pentru că în ultima instanță planul lui Dumnezeu este să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Dar dacă ăsta este scopul lui Dumnezeu, care este strategia Lui pentru a-și atinge scopul? Și aici sunt versetele care urmează. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Notați, vă rog, cine? El îi dă. Nu biserica îi dă, El îi dă. Biserica îi recunoaște, da? Biserica îi recunoaște. Și dacă o biserică este matură din punct de vedere spiritual, va sesiza foarte repede pe cei care practic se califică pentru lucrul acesta. Dar mai notați încă ceva. Toți termenii sunt la plural. El a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Cu alte cuvinte, sub Hristos există o echipă de oameni și de aceea noi vorbim despre o conducere colectivă. Conducerea colectivă care are primus inter pares ca domn, pe Domnul Iisus Hristos, nu pe păstor, nu pe nimeni altcineva, da, ci pe Domnul Iisus Hristos. Ceilalți sunt frați cu daruri complet diferite și este important să vezi că este o mulțime de oameni cu o mulțime de daruri. De ce? Pentru că biserica este o realitate mult prea complexă să o pui pe umării oricui. Îl nenorocești și pe el și pe oameni. Și de aceea, structurile piramidale în conducerea bisericii sunt un dezastru. Nefiind biblice, Dumnezeu nu girează pentru ele. Dacă Dumnezeu nu girează pentru ele, este ca și povestea lui Saul. L-am lepădat, da? Dumnezeu nu girează pentru ideile noastre. Noi trebuie să primim și să lucrăm, să trăim în lumina ideilor Lui, a soluțiilor pe care El ni le oferă în Scriptură. Ori din câte văd, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători
Sunt oameni cu daruri diferite și lucrul acesta este important de reținut. Versetul 12. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Care e rolul lor? Desăvârșirea, echiparea sfinților în vederea lucrării de slujire. Ca să desenez textul, am apostol, proroc, evanghelist, păstor și învățător. Rolul lor este desăvârșirea sfinților pentru lucrarea de slujire. Observați, toți începem acolo. Pentru că în păcat m-a zămislit mama mea, nici unul dintre noi nu se naște creștin, nici în biserică. Suntem în lume, suntem sub cel rău. Și trebuie să auzim Evanghelia. Cine să ne propovedească Evanghelia? Păi sfinții. Cine sunt ei? Tu și cu mine, oricare dintre noi. Și observ, aici intrăm cu toții. Pentru că toată lucrarea de slujire o fac oamenii, prin Duhul lui Dumnezeu care locuiește în ei. Dacă se întâmplă să mă convertesc, vin și devin parte dintre sfinți. Iar dacă îmi fac această lucrare, cum ajung apostol, proroc, evanghelist, păstor și învățător? Foarte simplu, trăindu-mi viața și acceptând provocările pe care slujirea lui Dumnezeu mi le face. Și în felul acesta eu cresc slujind și luptând pentru împărăția lui Dumnezeu și maturizându-mă într-un fel. Ce spune Scriptura? Dacă nu știi să schivernisești propria ta casă, ce să grijești de biserica lui Dumnezeu? De ce Dumnezeu ne dă o bisericuță? Am o nevastă, am 2 copii, 3 copii și acolo este prima mea responsabilitate. Dacă pe aceea nu o împlinesc, dragii mei, sunt descalificat din start. Și acestea sunt criteriile pe care Dumnezeu le pune. Observați, ca să ajungi aici, ajungi aici prin maturizare, nu la întâmplare, apostoli, proroci, îi numim prezbiteri, episcopi sau bătrâni. Prezbiteri sau bătrâni sunt sinonime, pentru că e nevoie și de anumită maturitate. Episcopatul, episcopos, este cel care are o privire de ansamblu, dar ca să ai o privire de ansamblu, trebuie să fii crescut de jos. Nu te poate catapulta cineva dintr-un seminar, într-o biserică și să zici, ăsta e episcopul nostru. El habar n-are ce e în biserica respectivă. Este cel mai mare dezastre în felul acesta se întâmplă. Și atunci trebuie să pleci de jos, să guști ce e biserica. Și îmi pare rău că elementul ăsta ar trebui să-l practicăm și în biserica noastră, de la ușieri începând. Acolo ar trebui începută creșterea spre a ajunge cândva între prezbiterii bisericii. Cu alte cuvinte, dacă schematizez lucrurile, apostol, proroc, evanghelist, păstor și învățător, sfinții și lucrarea de slujire, cheia este lucrarea de slujire a sfinților. Cu alte cuvinte, cheia este tu și cu mine, cei mai mici, cei mai simpli oameni cu ceea ce ți-a pus Dumnezeu în mână. Dacă nu poți face decât să dai un pahar de apă, fă-o cu bucurie și credincioșie. Și Dumnezeu îți va mări măsura de credință, te va chema la mai mult dacă te-ai calificat la lucruri respectiv. Dar cine să fie aceștia? Apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Dați-mi voie să vin la doctrina bisericii. De doctrina bisericii o pot așeza pe 3 coloane. Definiție, funcție, formă. Cine suntem, ce facem și cum facem ceea ce facem. Acum, primele 2 aspecte, definiția și funcția, nu le hotărâm noi, pentru că biserica n-am inventat-o noi. Dumnezeu este Cel care prin Hristos a așezat temeliile bisericii. El este temelia, piatra din capul unghiului clădirii. De aceea, la definiție și funcție trebuie să existe unitate de-a lungul întregii istorii. La forme poate să fie diversitate, da? Pentru că funcția poate fi turnată în diverse forme. Dar cheia este să aflu definiția, adică cine suntem. Dacă ești o mireasă, cineva ți-a cerut mâna, poartă-te ca tare. Nu te purta ca o curvă, da? Îmbracă-te ca o mireasă. Poartă-te ca o mireasă. Vorbește ca o mireasă. Observați, ceea ce sunt definește ceea ce fac. Până ești holtei și neînsurat, mai umbli stânga-ndreapta. Dacă te-ai căsătorit, atunci croiește cărare dreapte cu picioarele tale. Copiii tăi care vin după tine să nu-și căpăteze, ci să-și găsească calea. Întrebarea este, deci, cum anume hotărâm ce este biserica? Eu nu vreau să dezvolt subiectul în seara asta. Dar am 3 posibilități, 3 porți de intrare. În primul rând, termenii. Ucenic, biserică, casa Domnului. Sunt o mulțime de termeni în Noul Testament.
Sau pot să fac o radiografiere a documentelor bisericii, a Noului Testament. Sau pot să iau din toate acestea metaforele. Care e diferența? Conceptul de biserică este mult mai larg decât toți termenii care o definesc. Mult mai larg. Cu alte cuvinte, rămân cu goluri dacă plec doar de pe primul palier. Dacă fac o radiografiere a documentelor bisericii, descoper toate bolile și problemele ei, pentru că aproape toate epistolele care formează documentele bisericii sunt ocazionate de probleme. Curvie în Corint, da? Judecăți în Corint, tot felul de lucruri. În toate bisericile au probleme. Și epistolele sunt scrise tocmai ca să cheme biserica de la boală la vindecare. Cum face Pavel sau Duhul Sfânt lucrul acesta? Prin metafore. Metaforele bisericii sunt idealuri pe care Duhul lui Dumnezeu ridică deasupra problemei ca să te tragă din groapă spre vindecare. Vă dau un exemplu. Erau dezbinări. Iosa lui Apollo, Iosa lui Hristos, Iosa lui Chifa, Iosa lui... Ce face Pavel? Ia conceptul trupului și îl ridică. Zice, într-un trup sunt multe mădulare. Dar toate mădularele trăiesc în armonie, supuse într-un fel capului care este Hristos în cazul nostru. Și metaforele bisericii definesc biserica întorcând-o pe toate fațetele ei. Biserica este casa Domnului, este templul lui Dumnezeu, este, dacă vreți, turmă, mireasa și preoția și așa mai departe. Sunt o mulțime de metafore. La vremea potrivită ne-am ocupat de ele. Dacă se ridică întrebări, putem dezvolta lucrurile. Dar pe noi ne-a interesat funcția bisericii. După ce ai aflat cine ești, ce suntem chemați să facem? Ei, aici este importantă povestea noastră. Pentru că cele cinci categorii de termeni, apostol, proroci, evangheliști, păstori și învățători, vin și definesc sferele de lucrare a bisericii, funcțiile bisericii. Eu plec de la coadă la cap, da? Am sfera învățării. Cine ești, Doamne? Pentru că viața veșnică este să te cunoască pe tine singur Dumnezeu. Sfera pastoralei, ce vrei să fac înăuntru? Sfera evangelizării, ce vrei să fac în afară? Sfera prorociei, care e rolul nostru în cetate? Și sfera apostoliei, care e rolul nostru în împărăția lui Dumnezeu? Dar noi suntem la funcția profetică în Noul Testament. Și de aceea m-aș opri la sfera prorociei, la rolul bisericii locale, de pildă, în cetate. Veți vedea, de pildă, când ajungem în Apocalipsa, cele șapte biserici ale Apocalipsei, fiecare trăiește într-o cetate a secolului I și ea are un rol în cetate de a fi lumină și sare, ca biserică, relațiile dintre noi, felul în care ne ved cei din jurul nostru. Și atunci biserica are un rol profetic în cetate și sfera prorociei a trebuit într-un fel să fie preocupată de rolul pe care noi îl avem în cetatea în care ne-a așezat Dumnezeu. Ca să pricepem legătura dintre aceste aspecte, am apelat la ceva pe care Dumnezeu l-a creat, un pom roditor. Are rădăcini, tulpini, crengi, frunze și pe urmă are și roade. Da? Sfera învățării are de-a face cu rădăcinile, pastorala, cu tulpina, cu toate mecanismele care duc hrana sau, dacă vreți, seiva brută, o duc înspre frunze. Laboratorul, locul întâlnirii între lumină și clorofilă este în frunză, acolo e laboratorul. Frunza moare, rădăcina moare, dar toată povestea are și un rod. Observați, am evangelizarea. Sau dacă complic un pic lucrurile și mă gândesc acum și la pom ca întreg, când vin la sfera învățării, aici ne interesează cunoașterea lui Dumnezeu. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Dar de ce să-L cunosc? Păi îl cunosc pe Dumnezeu pe măsură ce îl gust pe Dumnezeu. Și pe măsură ce eu îl gust pe Dumnezeu, alții îl gustă prin mine. Și aici ai trăirea în sfera pastorală, rodirea în sfera evangelizării. Dar pomul ca întreg are o funcție profetică și apostolică. Observați, în universul în care noi trăim, Dumnezeu a creat în așa fel lumea plantelor, încât în timp ce eu dorm, lumea plantelor
inspiră tot ce am expirat eu și transformă în oxigen, mă pregătește pentru ziua următoare. Și în felul acesta, ciclul pe care Dumnezeu l-a creat face posibilă viața. Dar când mă gândesc la prorocie, dacă am cunoaștere, trăire, rodire, acolo am impact. Am un impact în cetate, am un impact în împărăția lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este important. Mă întreb, oare ce înseamnă cuvintele Domnului Iisus în rugăciunea lui de mare preot din Ioan 17? Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Cu alte cuvinte, eu plec, Tată, dar pe ei vreau să-i las aici, în locul meu. Ei trebuie să mă reprezinte mai departe, în lume. Și dacă mă gândesc, observați, El ne-a lăsat în lume, în mijlocul bolilor, problemelor, necazurilor, dar problema Domnului Iisus Hristos nu vizează sănătatea mea sau banii mei sau slujba mea, sau... nu, ci vizează în primul rând relația mea neobturată cu Dumnezeu. A fi păzit de cel rău înseamnă nu cădea în ispită, în capcana celui rău, a rămâne legat de Hristos ca să-ți împlinești menirea în lume. Noi ca biserică am pus înaintea noastră prin Ovidiu Samuilă o afirmație, lumină în cetate. Lumină în cetate. Și observați, luminița asta nu e foarte mare și trebuie să ai grijă de ea ca să o porți prin cetate. Și aș încerca să spun că a fi lumină în cetate are două aspecte. Aspectul personal al fiecăruia dintre noi, și aici eu pot fi lumină sau întuneric, după cum am cântat, sau noi, ca trupa lui Hristos, de pildă familia mea, între vecinii mei, sau biserica noastră între vecinii noștri, în cartierul în care suntem. Observați, sunt două aspecte ale funcției profetice. Ceva ce mă reprezintă pe mine și trebuie să împlinesc eu ca individ și ceva ce ne reprezintă pe noi și trebuie să împlinim noi prin relațiile noastre, lumini în cetate. Funcția profetică a creștinului, să le iau pe rând, a creștinului. În 1 Timotei, capitolul 1, versetele 12 la 17, Pavel vorbește despre sine. Pavel, pe drumul Damascului, era un hulitor, un batjocoritor, un prigonitor. Da? Pe drumul Damascului. Hristos îi apare și se întâmplă o transformare în viața lui. Și el se schimbă, dragii mei, și devine, într-un fel, altcineva cu un alt impact în lumea în care el trăia vremea respectivă. Dar să citim textul. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El în urmă ca să capete viața veșnică. Notați, vă rog. Eram un prigonitor, un batjocoritor, un hulitor. Dar Hristos a avut milă de mine și și-a arătat toată îndelunga lui răbdare față de mine, dar ce-am pus în roșu ca o pildă pentru cei ce vor crede ca să capete în urmă viața veșnică. Cu alte cuvinte, de ce mă smulge pe mine Dumnezeu din întuneric și aprinde lumina în viața mea prin nașterea din nou, prin transformarea pe care o face? Pentru că are nevoie de mine în mijlocul lumii. Eu trebuie să fiu o pildă în nădejdea că alții vor veni pe urmele lui Hristos. Da? Alții vor veni pe urmele lui Hristos. Și Pavel izbucnește într-o doxologie. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Dacă nu s-a întâmplat convertirea, nașterea din nou, această transformare din întuneric la lumină, Dumnezeu ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția Fiului Dragostei Lui, nu ca să ne pune pe un raft, da, unde să se așeze praful pe noi, ci ca să ne trimite înapoi în lume,
fiecare dintre noi are nevoie de două convertiri. Din lume la Hristos și de la Hristos înapoi în lume. Înapoi în lume ca lumini și ca și mesageri ai Lui. Și asta face Pavel, da? A făcut din mine un slujitor. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Deși eram, El nu m-a mântuit doar ca să mă simt eu bine, ci m-a mântuit ca să mă poată folosi pentru mântuirea altora. Și elementul ăsta Pavel îl trăiește și îl face întreaga lui viață. Uitați-vă, același element al nevoi de a fi lumină, eu personal, de a fi lumină, o găsim în Efeseni, capitolul 5, versetele 8 la 13. Odinioară, ca și Pavel, erați întuneric. Dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Uitați-vă la definiție și funcție. Sunteți lumină. Ce sunt eu? Lumină. Funcția umblă ca atare, da? Dacă ești creștin, poartă-te ca atare, vorbește ca atare, îmbracă-te ca atare, pentru că tu comunici prin absolut tot ce ești, prin tot ce faci. Și pentru că noi comunicăm prin tot ce suntem și facem, atunci ceea ce suntem trebuie să se dovedească în modul în care trăim. Odinioară erați întuneric, ăsta era statutul, definiția voastră, întuneric, da? Împăcat, hulitor, prigonitor, batjocoritor. Dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați des ca niște copii ai luminii, da? Și textul continuă. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Când umbli ca lumină, asta se materializează în bunătate, neprihănire, adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, bancă mai degrabă osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei nascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. Lumina. Dacă eu sunt lumină, simpla mea prezență între colegii mei, în familia mea, simpla mea prezență confruntă întunericul din jurul meu. De aceea creștinul este prigonit. Pentru că nu te simți bine în prezența Lui. Toți avem nevoie să ne înconjurăm cu oameni care trăiesc în aceeași mocirlă ca și noi, că atunci te simți bine mersi între ei. Dar în momentul în care tu te-ai smuls din mijlocul lor, țin minte, aveam 16 ani, am terminat profesionala și lucram în trei schimburi. Și colegii mei, cum la o seară, mergeau la bere, știi, toată lumea, așa era. Și odată am lipsit, a doua oară, a treia oară m-am întrebat, de ce nu vin cu noi? Trebuie să le spun de ce nu vin cu ei, da? Și elementul ăsta este incomod pentru ei, pentru că simpla ta prezență le ridică un semn de întrebare. Oare? Facem bine? Ei știu prea bine că unii dintre ei nu se mai pot opri și își mâncau jumătate din salar, dragii mei, cu prietenii. Și mergeau acasă la neveste și copii fără bani. Au muncit o lună întreagă pentru ei. Și atunci simpla prezența creștinului confruntă întunericul, condamnă întunericul, chiar dacă nu a scos niciun cuvânt. Dar tu nu faci ce fac eu. Nu mă spurc, Daniel, da? Nu mă spurc. Shadrach, Meshach și Abednego, nu ne închinăm. Și elementul ăsta creează tensiunea. De aceea și cei ce voi să trăiască neprihănire vor fi prigoniți, spune textul. Sau duceți-vă aminte de Galateni 2:20. Dacă realmente ai fost răstit împreună cu Hristos și înviat împreună cu El, nu mai trăiești tu, Hristos trăiește în tine. Dar cum se simte Hristos? Că eu sunt doar un purtător. Da? Vom vedea. Noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Noi purtăm o realitate lăuntrică. Dar cum se simte Hristos, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt care locuiește în noi? Când eu fac lucruri condamnabile, pe care știu că nu sunt bune, dintr-o dată funcția mea se întâmplă o ruptură în mine. Pentru că ceea ce sunt și ceea ce fac se bat cap în cap, dragii mei. Se bat cap în cap. Am fost răstit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu că m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Lumina din noi confruntă întunericul din jurul nostru și condamnă întunericul din jurul nostru,
împlinind astfel funcția profetică încredințată Bisericii de Hristos. Observați, vorbim despre funcția profetică a fiecăruia dintre noi. Noi suntem, ca și Israel, era și preot și profet în același timp, pentru că avea o funcție în mijlocul celorlalte popoare. Mijlocea în felul acesta, mijlocea relația cu Dumnezeu. Ori același lucru trebuie să se întâmple în viața fiecăruia dintre noi, pentru că Dumnezeu m-a mântuit, m-a schimbat, m-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Și acum, dacă trăiesc așa, practic, Hristos se folosește de mine pentru mântuirea altora. Și în felul acesta, pe de o parte, funcția profetică confruntă păcatul, pe de altă parte, funcția preoției cheamă pe păcătos la Hristos. Și cele două lucruri sunt ca binecuvântarea și blestemul, într-un fel. Întunericul este confruntat de lumină, lumina trebuie să fugă de întuneric. Dar pe de altă parte, trebuie să vină la lumină cei care trăiesc în întuneric. Dacă mă gândesc la funcția creștinului, când noi ne adunăm la oaltă și creăm o comunitate locală, atunci întrebarea este cum își exercită o biserică funcția profetică? Pentru că despre asta este vorba. De pildă, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Notați, vă rog, până vom ajunge toți, aici nu-i vorba de tine sau de mine, ci noi ne-am adunat într-o comunitate. Și ce se face în comunitate trebuie să ducă la edificarea bisericii, la creșterea bisericii. Dar care-i ținta spre care mergem? Până vom ajunge toți la unirea credinței și cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru că El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Asta e ținta. No, acum noi, ca biserică, ne-am putea aduna și organiza tot felul de evenimente. Dar întrebarea mea este, dacă mă gândesc din ianuarie până în decembrie, de unde am pornit și unde am ajuns, poate cineva cuantifica, într-un fel, devenirea noastră cristică? Una din cărțile care le aveți este Scara devenirii cristice, în care, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, devenirea noastră cristică sunt două aspecte, o dezbrăcare de omul vechi și o îmbrăcare cu omul nou. Pentru că în păcat a fost zămislit, dragii mei, trupul acesta tins de păcat mă trage înapoi în păcat. Sunt râd de poftele pe care le aveam altă dată, spune Petru. Și trebuie să mă împotrivesc poftelor care le aveam altă dată. Dar nu-i suficient să dezbraci omul vechi, ci trebuie să îmbraci omul nou. Și pe măsură ce îmbraci omul nou, dezbraci omul vechi. În Duhul Sfânt al lui Billy Graham, în cartea lui, are câteva ilustrații și una dintre ele vizează pădurea primăvară. Toamna frunzele sucă și foarte multe nu cad, ci rămân atârnate în pom. Și vezi frunzele uscate atârnate în pom. Ce se întâmplă primăvara? Când pleznesc mugurii și viața începe să lucreze, aruncă moartea afară. Moartea cade, viața începe să se vadă, să cuprindă crengile, pomul întreg, natura întreagă. Și eu cred că această îmbrăcare și dezbrăcare funcționează așa. Pe măsură ce îmbraci pe Hristos, Hristosul scoate afară din viața ta lucrurile vechi. Cât vom trăi, vom lupta între aceste două forțe, între omul vechi și omul nou. Dar ținta este una singură. Este Hristos, până vom ajunge toți. Și aici este vorba de cum gândește o biserică ca toți, cei mici, cei mari, adolescenți, tineri, bătrâni, toți să crească, să fie în procesul acesta al edificării, al zidirii înspre plinătatea lui Hristos. Dacă mă gândesc la desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire și mă mut pe coloana din dreapta voastră, da? Nicola, din dreapta voastră. În primul rând am un individ. Și dacă individul nu este schimbat, familia nu-i schimbată. Și dacă familia nu-i schimbată, biserica nu-i schimbată. Și dacă biserica nu-i schimbată, nu există un impact în lume.
Deci lucrurile sunt foarte logic așezate unele după altele. Dar când mă gândesc la individ, întrebarea este de unde să încep? Păi totdeauna Duhul Lui Dumnezeu începe de la înnoirea în Duhul minții mele. Și înnoirea în Duhul minții mele vine prin informația pe care o primesc. Și aici e important cuvântul lui Dumnezeu, da? Prin informația pe care o primesc. Dar pe măsură ce mintea mea se înnoiește, trebuie să tragă după ea și viața mea, trăirea mea. Deci am gândirea și trăirea. Și în felul acesta, acești doi parametri trebuie să lucrez în continuare. E mai ușor să-ți modelezi gândirea, e mai complicat să-ți modelezi trăirea, pentru că ai toate celelalte în tine. Și aici avem nevoie unii de alții, dragii mei. Avem nevoie de părtășia în trupul lui Hristos, avem nevoie de această veghere unii asupra altora, de această încurajare și îndemnare a celui de lângă mine. Eu la rândul meu am nevoie, tu la rândul tău ai nevoie. Și în felul acesta ești ajutat. De pildă, cei care au pus pe picioare alcoolicii anonim, acum este și sexolicii anonim, pentru că astea sunt ispite incredibile și legături greu de rupt, dragii mei. Și atunci, părtășia este una din lucruri. Dacă n-ai pe cine să suni, indiferent la ce ceasă din zi sau noapte, te terfelește păcatul. Și în felul acesta se ajută unii pe alții. Dar asta este un principiu, pentru că cei care au pornit toată povestea asta au fost creștini. Este un principiu biblic. Unii altora. Și în felul acesta, gândirea se transformă în trăire sau duce la schimbarea, la schimbarea vieții. Deci dacă mă gândesc la un individ, indiferent cum îl îmbrăcați, observați, în primul rând, o minte transformată de cuvântul lui Dumnezeu și o viață transformată de puterea Duhului lui Dumnezeu, dar prin resursele pe care Duhul le pune la dispoziția mea. Și Duhul are sabia Duhului, comunitatea Duhului. Bateți joc de resurse și vezi ce se întâmplă cu viața ta. Pentru că lucrurile astea se întâmplă doar prin legea Duhului de viață care mă izbăvește de legea păcatului, de legea păcatului și a morții. Dar dacă mă uit la cum ar trebui să arate omul acesta care aseamănă cu Hristos, aveți cele trei coordonate. Stabilitate doctrinară, știi ce crezi? Până vom ajunge toți la unirea credinței și cunoștinței Fiului Dumnezeu. Integritatea caracterului, da? Credincioși adevărului în dragoste, să creștem spre Cel ce este capul Hristos și disponibilitate în slujire. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El însuși se slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru toți. Când Pavel spune, uite ce am fost, uite ce a făcut Dumnezeu, ca o pildă pentru cei care vor veni să devină ca și mine, care vor experimenta aceeași realitate. Stabilitate doctrinară. Dar uitați-vă ce spune textul în mod clar, versetul 12, 14. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Da? Ca să nu mai fim copii. Stabilitate doctrinară, nu știu ce cred. Sunt vânturi de învățătură peste tot în jur, dar eu știu ce cred. Și de la asta nu mă abat, da? De la asta nu mă abat. Dar pe lângă asta e nevoie de integritatea caracterului, ci credincioși adevărului, în dragoste. Să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Și Hristos, capul, n-a venit să-i se slujească, ci El însuși se slujească. Și de aceea disponibilitatea pentru slujire este parte din ceea ce Duhul Dumnezeu lucrează în mine. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți. Și se zidește, și se zidește în dragoste, da? În măsura ei se zidește în dragoste. Cu alte cuvinte, integri și statornici în credință și implicați în slujire. Dacă astea sunt elementele care le urmărim, pe care le analizăm, la adunarea generală ne discutăm câți bani s-au strâns, ce am realizat, ce proiecte avem, ce alți foarte. Astea sunt lucruri cântăribile, măsurabile și trebuie să făcute, că nu poți trăi într-o cocioabă dacă pui mâna și o zugrăvești, cum au făcut frații și sorile noastre aici în biserica noastră. Dar cine, când, cum se analizează creșterea noastră în coordonatele care le interesează pe Hristos?
în coordonatele care interesează pe Hristos. Acum, funcția profetică a creștinului, am înțeles-o. Pentru că până când eu nu sunt schimbat, nici noi nu suntem schimbați. Familii bolnave fac biserici bolnave, indivizi bolnavi fac familii bolnave. Astăzi n-ai cum să sar peste regula asta. Și atunci, ca biserica să fie sănătoasă și să aibă o funcție profetică, mai întâi lucrurile trebuie să plece de la mine și de la familia mea. Eu trebuie să fiu lumină în cetate, în zilele mele de muncă și la școală unde m-a trimis sau unde sunt. Dar, pe urmă, și biserica, ca întreg, ca și trup, are o funcție profetică în cetate. Și când te gândești la lumină în cetate, observați, lumina este un pic mai mare, nu o ține în pumn să umblu cu ea prin cetate. Ci de data aceasta suntem în lumină în cetate, în cartierul nostru. Nu știu cum se măsoară povestea asta, dar Biblia ne cere lucrul acesta. Aduceți-vă aminte, cunoaștere, trăire, rodire și impact. Ori impactul trebuie să existe în două direcții. În cetatea în care suntem și în împărăția lui Dumnezeu de care aparținem. Când există o lucrare apostolică într-o biserică, ea devine de dorit. O poți exporta într-un fel în alte biserici. Well, I don't know. Device-urile pe care noi le avem. Dar impactul este important. Și aș vrea să mă uit la biserica primară și vedeți impactul bisericii primare în vremea lor. Și uitați-vă ce făceau ei. Ei stăruiau în învățătura când au strigat, fraților, ce să facem? Păi, pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor. Și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Va? S-au pocăit, s-au botezat și ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Dar versetul 44 continuă. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Împreună la un loc au format o comunitate. Și pentru că era sărăcie mare, mulți erau dați afară de la slujbele lor, dragii mei, au avut nevoie de ajutorul unii celorlalți. Erau toți împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți, după nevoia fiecăruia. După nevoia fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Și? Am uitat să dau un dar. Curăție de inimă. Ce erau plăcuți întregului norod și Dumnezeu adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Da. Cum putea să nu fie văzută o astfel de realitate? Acum, din păcate, povestea asta nu e ușor de replicat în zilele noastre. De ce? Pentru că trăim într-o cetate, împrăștiați peste tot, ne întâlnim un ceas și jumătate. Ce știe cartierul ăsta? Cum trăim noi, cum ne raportăm unii la alții? Habar n-au, noi nu le putem arăta lucrul acela. Imaginați-vă atunci ce forță a avut comunitatea, biserica primară, prin faptul că toată lumea vedea ce se întâmplă și Dumnezeu adăuga la numărul lor 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Uite, frate, câți au crezut când vine Pavel la Ierusalim, câți au crezut și stau lângă Domnul Iisus. Îi zic și păzește și legea, nu s-au lăsat de faptul că sunt evrei, dar impactul îl realizează comunitatea. Nu știu cum s-ar putea realiza. Dragii mei, sunt în alte părți, alte biserici, gândite altfel, în care câteva familii se mută într-un cartier și încep să se adune, să vadă nevoile din cartier, să meargă să tundă iarba la bătrân, să meargă să facă cumpărături la bătrân și în felul acesta încep să cucerească cartierul. Și alți câțiva se mută într-un alt cartier. Și în felul acesta se formează o comunitate. Dar acolo se vede impactul, pentru că poți crea impactul prin relațiile dintre noi. Altfel, impactul este minuscul. Viața mea, viața ta, împrăștiați prin lumea asta mare, prin care trăim și mergem și muncim. Dar comunitățile, în vremea respectivă, aveau un impact în cetatea, în localitatea de care țineau. Dați-mi voie să iau o aplicație la biserica din Efes.
la biserica din Efes. Dacă mă gândesc la cele 7 biserici, probabil că biserica din Efes este biserica mamă. Pavel a venit în Efes, a stat 2 ani și ceva, sau aproape 2 ani de zile, și pentru că era târgul sau portul la care veneau din toate cetățile, în vremea respectivă, când era câte un vorbăreț ca și Pavel, aduna în jurul lui grupuri de oameni și ținea conferințe. Și Pavel a făcut treaba asta în școala unui anumit tiran. Și cei care veneau de pe sate sau de prin cetățile din jur, veneau, primeau Evanghelia, se întorceau la Domnul și se întorceau acasă. Și ei erau lumini acolo unde s-au întors și s-au format bisericile Apocalipsei. Ioan alege 7, erau și altele, Colose, Hierapole, nu sunt menționate. Dar toate acestea, practic, s-au format într-un fel, cred eu, din lucrarea lui Pavel. Cu atâta putere se răspândea Evanghelia că toată Asia a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Da? Toată Asia. Capitolul 19 din Faptele Apostolilor. Ei, biserica din Efes era port, da. Era port. Și acolo veneau vapoarele din Roma, din Italia, și acolo veneau la târg toți oamenii din jur. Și în felul acesta, la școala unui anumit tiran, oamenii veneau și plecau. În anii 90, ca biserica din Iris, noi eram aici într-un capăt de oraș, noroaie pe afară, pentru că biserica asta a fost formată de părinții noștri care s-au tras de prin satele din jur. Au venit, n-au avut nimica, au închiriat o căsuță la capătul străzii, eu ca și copil eram pământ pe jos și laițe, și țin minte foarte bine la fratele Luca, după care am cumpărat aici un teren, am făcut o bisericuță mică și pe urmă am cumpărat terenul ăsta, am acoperit cu bani și am lărgit biserica, istorie întreagă. Dar eram la periferia cetății. Din câte aud acum, cu tot ce se face în jurul nostru, vom ajunge buricul târgului. Un cartier întreg se construiește în jurul nostru. Întrebarea este, ce o să se sizeze ei sau ce o să vadă ei, cei care se așează în jurul nostru? Ce impact va avea biserica din Iris? Da? Care va fi funcția profetică, nu a indivizilor din ea, că noi ne împrăștiem prin cetate, ci a bisericii locale, Iris. Care va fi rolul ei? Dar haideți să vedem cum analizează Hristos bisericile. Să luăm una dintre ele. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi? De auzit să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Acum, dacă mă uit la toate scrisorile, au 7 puncte. Am destinatarul, îngerului bisericii scriei, am persoana Domnului Iisus Hristos și portretul lui, iată ce zice cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice și are cele 7 stele în mâna dreaptă, am ce știe Hristos, știu, da? Ce? Condamnă. Dar ce-am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. După care vine cu amenințare și o promisiune. Dacă nu te pocăiești, am să iau sfeșnicul din locul lui. Dar ce înseamnă să fie luat sfeșnicul din locul lui? Imaginați-vă, noi suntem biserica din Efes sau biserica din Iris. Și Hristos vine și ne spune, dacă nu te pocăiești, am să iau sfeșnicul din locul lui. La care e locul sfeșnicului? Ce-i sfeșnicul într-un fel? Sfeșnicul. Cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Cei 7 îngeri sunt îngerii celor 7 biserici. Și pe urmă, atenționarea, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Dacă mă uit la
toată povestea asta, atunci am sferele cerești de care aparține Hristos, pe care îl aude vorbind în spatele lui și îl vede îmbrăcat în haine albe, omul bătrân, cel îmbătrânit de zile cu omul în haina de in, și am sferele pământești cu cele 7 sfeșnice și văd că ceva leagă pământul și cerul. Este Hristos care are la dispoziția lui pe cei 7 îngeri. Dar cele 7 sfeșnice, aici am doar candelele, dar cele 7 sfeșnice sunt în 7 cetăți. Și când iei sfeșnicul din locul lui, cetatea duce lipsă. Cu alte cuvinte, sfeșnicul are un rol în cetate. Are un rol în cetate. Dacă mă gândesc la Hristos... Este și în cer și pe pământ. Da? Psalmul 110 cu 1. Psalmul 110 cu 1. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii așternutul picioarelor tale. Sau... Matei 18 cu 20. Iată că sunt și eu cu voi în toate zilele, da? Matei 28 și 18, acolo unde 2 sau 3 sunt adunați în numele meu. Foarte interesant. În Apocalipsa, Ioan aude în spatele lui un glas. Se întoarce și îl vede pe omul acesta în haina de in, în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. În capitolul 4, glasul pe care l-am auzit m-a strigat din ceruri. Suie de aici! Da, tu nu ești acolo? Unde ești? Nu, el e și aici acolo, da? Și aici acolo. Și în felul acesta, el vine și subliniază divinitatea Domnului Iisus Hristos. Hristos este și sus în cer și jos pe pământ. Fiind în Hristos, biserica este și în cer și pe pământ. De ce se adresează îngerului bisericii, scriei? Nu-i păstorul bisericii, nu-i episcopul bisericii, dragii mei, ci este o ființă divină de 78 de ori, angelos. În Apocalipsa întotdeauna se referă la îngerii lui Dumnezeu. Da, îngerii lui Dumnezeu. Și cei 7 îngeri sunt, așa cum fiecare din acești micuți are un înger al lui, da? Spune Domnul Iisus Hristos, feriți-vă să nu păcătuiți, pentru că ei văd pururea fața Tatălui meu. Cum să n-aibă o biserică un înger? Dacă o țară are un înger, dacă o lume este guvernată într-un fel de forțe spirituale. Dar de ce se adresează așa Hristos? Ca să ne atragă atenția asupra naturii bisericii. Noi nu suntem un club. Un club poate fi organizat pe orizontală, dar o biserică este cerul și pământul în legătură. Și de aceea, dacă Hristos este și acolo și aici, noi fiind în Hristos, suntem și acolo și aici. Am fost așezați în locurile cerești, în Hristos, în Hristos Iisus. În Efeseni, capitolul 2, versetele 4 la 6, Pavel subliniază acest adevăr. Dacă am înviat împreună cu Hristos, suntem așezați în Hristos, mai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, orice, suntem la etaj, dragii mei, în prezența lui Dumnezeu. Dar scrisoarea este, într-un fel, are poartă caracterul profetic. Profetul avea îndeseagă binecuvântări și blesteme. Profetul vedea în mijlocul poporului său și cu blestemele îi amenința. Cu binecuvântările îi ademenea. Și rolul profetului este să-i aducă la pocăință. Dacă nu te pocăiești, ca să te pocăiești, spun, adu-ți aminte de unde ai căzut. Fiecare scrisoare, practic, vorbește despre aspectul profetic pe care îl găsesc. Toată Apocalipsa este o carte profetică, cuvintele acestei prorocii, doar îmbrăcate în straie puțin mai complicate. Dar este o profeție și de aceea trebuie interpretată ca tare. Ei, Hristos în cazul acesta are cuvântul profetic pentru biserică. Cunoaște situația bisericii și vine cu amenințarea și cu binecuvântarea într-un fel. Dar uitați-vă la triunghiul profetic, da? Triunghiul hermeneutic care mă ajută să interpretez scrisorile. Uitați-vă cum se definește Hristos. În scrisoarea bisericii din Efes. Iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Ce spune aici? Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Dacă nu te pocăiești, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Dați-mi voie să esențializez doar lucrurile. Am sfeșnice de aur, pomul vieții și sfeșnicul. Sfeșnicele le pot foarte ușor asocia, dar nu știu ce să fac cu pomul vieții, da? Ce să fac cu pomul vieții. Și întotdeauna
jocul cu aceste trei puncte ale triunghiului mă ajută să dezleg relațiile. Care să fie relația dintre sfeșnicul și pomul vieții? Păi, în primul rând, când Ioan este pe insula Patmos, aude în spatele lui o voce. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. El care cunoștea, într-un fel, Vechiul Testament, cutia lui rezonanță era Vechiul Testament. Când aude aceste cuvinte, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, dar eu sunt Alfa și Omega. E frică să se întoarcă, să vadă, zice, m-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Pentru că nimeni n-a văzut vreodată, el știe precis că vorbește Tatăl. Pentru că aceste cuvinte le regăsim, dragii mei, de-a lungul cărții Isaia. În felul acesta se legitimează Dumnezeu în fața tuturor idolilor, vremurilor respective. Deci îmi vorbește Dumnezeu Tatăl, versetul 12. Ascultă-mă, Iacove, și tu, Israele, pe care te-am chemat. Eu sunt cel din tâi și tot eu sunt și cel din urmă. Și elementele astea le găsesc în Isaia. Când auzi aceste cuvinte, nu sunt doi cel din tâi și cel de pe urmă, unul singur. Și acest unul singur trebuie să fie Iahve, trebuie să fie Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Creatorul. Da? Dumnezeu însuși îmi vorbește. Zice Ioan, Dumnezeu însuși îmi vorbește. Dacă iau textul în Apocalipsa... M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Da? M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 ruguri aprinse. Aș putea face paralela? Știți povestea? Moise paște oile și la un moment dat vede că arde un rug. Nu-i minune? Se întâmplă în căldura respectivă. Dar rugul nu se mistuia. Ce mă întorc să văd. Ce-i minune? Cum de nu se mistuie rugul? Și când se apropie, aude o voce din rug. Descalță-te, locul pe care calci este sfânt. Moise se descalță, se apropie și când Dumnezeu începe să vorbească și ascunde fața. Și rugul aprins era făcut din două părți distincte. Rugul, care era o realitate pământească, și flăcările care s-au coborât în el. Ce interesant este când primește planurile cortului întâlnirii, descoperă rugul în cort. Nu? Titi, tu ești meșterul? Pentru că sfeșnicul era ca un pom, cu muguri, cu brațe, da, rădăcină, tulpină, ramuri. Și focul trebuia așezat pe sfeșnic. Sfeșnicul era făcut din două părți. Candelele erau separate de, așa cum flacăra nu era parte din rug și rugul nu era flacăra, așa, dragii mei, sfeșnicul era făcut din cele două părți. Era purtătorul luminii, purtătorul luminii. De pildă, Moise păștea turma socrului său, Ietro, pe preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este în această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce ca să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! El a răspuns, iată-mă! Îngerul Domnului, Domnul l-a chemat. În Biblie, Îngerul Domnului și Domnul se confundă, este purtătorul lui de cuvânt, da? Moise a zis, iată-mă! Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta! Scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Pe Domnul. Când te uiți la experiența lui Moise, el vede rugul care arde. Aude glasul și realizează că îi vorbește Dumnezeu însuși. Că îi vorbește Dumnezeu însuși. Când te duci la Apocalipsa, lucrurile se inversează. Cele trei aspecte rămân. Ioan aude glasul, realizează că îi vorbește Dumnezeu însuși și când se întoarce, vede 7 ruguri aprinse. Vede 7 ruguri aprinse. Și
întrebarea este, să fie vreo legătură între pomul vieții, rugul aprins și sfeșnicul cu șapte brațe? Pentru că atunci când mergi în cartea Apocalipsa, observați, pomul vieții și cunoștinței binului erau amândouă în Eden și Dumnezeu n-a interzis pe om să mănânce, dimpotrivă, el trăia în relație cu pomul vieții, dar a interzis să mănânce nu pomul cunoștinței, ci a cunoștinței binelui și răului. Dumnezeu nu este împotriva cunoașterii, plăcerea lui Dumnezeu este în ascunderea lucrurilor, plăcerea împăraților în descoperirea lor, spune Solomon în Proverbe 25:2. Dar pomul vieții era accesibil omului și relația omului cu pomul vieții este singura lui nădejde. De aceea în Apocalipsa îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu, spune textul. Dar pomul vieții acum a ieșit în calea lui Moise sub formă de rugul aprins, pentru că în esență cel care îi vorbea din rug era viața. În el era viața. Viața este lumina oamenilor. Și cele șapte sfeșnice de aur sunt cele șapte ruguri aprinse pe care Moise, practic, este obligat să le așeze în cortul întâlnirii. Deci sfeșnicul, rugul, pomul vieții sunt toate în relație unele cu altele. În Exod, capitolul 25, Dumnezeu îi poruncește lui Moise să facă cortul întâlnirii și unul din obiectele din cort este tocmai rugul aprins, cu cele două părți. Rugul, partea purtătoare a luminii și candelele care sunt așezate deasupra. Observați, pe cele șapte brațe erau așezate șapte candele și observ, candela o pot pune, o pot roti oricum. Dar este o poruncă specifică. Pune candelele în așa fel încât lumina să cade înainte. Dar ce era înaintea sfeșnicului? Era o masă pentru punerea înainte. Mai țineți minte? Preotul curăța mucările, dar sfeșnicul, într-un fel, era ca rugul, purtătoarea luminii. Lumina era în cele șapte candele care ardeau zi și noapte înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă cum este descris rugul sau sfeșnicul, ca un rug, ca un pom. Să faci un sfeșnic de aur curat. Sfeșnicul acesta să fie făcut de aur bătut, piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Observați, crengi, inclusiv flori, toate să fie dintr-o bucată. Așa cum un rug este dintr-o bucată. Din laturile lui să iasă șase brațe, trei brațe ale sfeșnicului dintr-o parte și trei brațe ale sfeșnicului din cealaltă parte. Pe un braț să fie trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Și pe celălalt braț, trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Tot așa să fie și cele șase brațe care ies din sfeșnic. Nimeni nu putea fi un citor mai bun ca tine, Titi, la povestea asta. 34. Pe fusul sfeșnicului să fie patru potirașe în chip de floare cu migdal, cu gămălioarele și florile lor. Câtă migală, da, câtă migală. Să fie o gămălioară sub cele două brațe care ies din fusul sfeșnicului, o gămălioară sub alte două brațe și o gămălioară sub alte două brațe. Tot așa să fie și sub cele șase brațe care ies din sfeșnic. Gămălioarele și brațele sfeșnicului să fie dintr-o singură bucată. Totul să fie de aur bătut, de aur curat. Wow! Să faci cele șapte candele care vor fi puse deasupra, așa ca să lumineze în față. Ca să lumineze în față. Mucările și cenușarele lui să fie de aur curat. Se va întrebuința un talent de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. Un talent, vreo 30 de kilograme de aur, da? Vei să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Toate la porunca lui Dumnezeu. Toate la porunca lui Dumnezeu. Acum, dacă mă mut în Apocalipsa, în capitolul 4:1, da. După aceste lucruri m-am uitat și iată că era o ușă și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care îl auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Glasul care l-am auzit în spatele meu și pe care l-am văzut, acum mă strigă din cer.
Ne-am așteptat să vedem desfășurarea evenimentelor următoare. Dar? Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Un scaun de domnie, pe scaunul de domnie ședea cineva, tronul era ocupat. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de ispas și de sardiu. Da. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie. Da, și pe scaunele domnie? Și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capetele lor erau cununi. Da. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Pe scaunul de domnie ședea cineva, Dumnezeu însuși. În fața scaunului de domnie erau cele 7 lămpi, sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu. La unde este Fiul în toată povestea asta? Capitolul 5. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Pentru că nu puterea, ci vrednicia îl califica pentru așa ceva. Și am plâns mult, spune Ioan. Pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Cât e mult în cer, nu știu. Și unul din bătrâni... Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și când m-am întors... Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat. Avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt și Dumnezeu Fiul. Mielul care părea junghiat, s-au pregătit pentru junghiere, care acceptase junghierea înainte de temerea lumii, în prezența Tatălui. El a luat cartea și a dat drumul istoriei, da? A dat drumul istoriei. Acum, ce e foarte interesant este că vezi pomul vieții în Eden, omul a fost alungat din prezența lui Dumnezeu, Moise, Edenul ajunge un pustiu, da? Ajunge un pustiu și Moise paște oile, se pomenește în fața pomului vieții, dar de data aceasta suportul vieții, a flăcării, a divinității este uscat, fără viață și este doar un purtător de lumină, apare Dumnezeu. După care în cortul întâlnirii el primește toate planurile din partea lui Dumnezeu și pomul vieții este adus, sau rugul, luați-l voi cum vreți, adus în cortul întâlnirii și acolo este scaunul de domnie al Domnului în Sfânta Sfintelor și pe urmă Sfânta cu cele 3 obiecte, masa pentru punerea înainte împreună cu altarul de aur și cu sfeșnicul cu cele 7 brațe, planul cortului întâlnirii. Intrai, te loveai de altarul de aramă, acolo trebuia să mori, veneai mai departe și dădeai de lighean și pe urmă era masa pentru punerea înainte, dar s-a întâmplat ceva. O coborât masa la sfernic. O coborât masa, dar de ce o fi coborât masa, da? De ce o fi coborât masa jos? Cu alte cuvinte, ce se întâmplă în Noul Testament? Că asta este Vechiul Testament. Ce se întâmplă în Noul Testament? Dacă este adevărat lucrul acesta, înseamnă că lumina nu pot fi pâinile, dar pâinile pot fi purtătoarea luminii, nu-i așa? Și atunci pâinile sau poporul lui Dumnezeu ia locul
sfeșnicului, bătut din aur curat, dar candelele cu lumina lor, ai trebuie să fie de afară, trebuie să fie din altă parte, trebuie să fie ceva ce nu ține de noi, ci ține de El. Și asta este metamorfozarea teologică a sfeșnicului în noul legământ. Ziua cincizecimii. Oare de ce niște flăcări ca de foc s-au așezat pe capetele tuturor ce erau în camera de sus? Nu cumva acum trupul lui Hristos este purtătorul luminii? A fi lumină în cetate înseamnă a avea ceva de sus venit în tine, pe tine, cu tine, ca să-l poți purta pe unde Dumnezeu te duce. Dar asta este adevărat pentru ei, pentru fiecare dintre ei, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă în fiecare familie. Dar erau nelipsiți de la templu într-un fel și trăiau împreună și impactul lor în cetate era evident. Cu alte cuvinte, am funcția profetică și legată de fiecare individ care e născut din nou, dar și a comunității, dar peste care Duhul lui Dumnezeu a coborât să-și înceapă lucrarea în vremea respectivă. În Apocalipsa, capitolul 4 și capitolul 5, capitolul 4 cu 5. Din scaunul de domnie ieșau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc. Dar pe scaunul de domnie ședea cineva și cel ce ședea era Dumnezeu, care a ctitorit toate lucrurile. Iar capitolul 5, versetul 6. Și la mijloc între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat, avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu, 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu, care erau acolo înaintea scaunului, cele 7 lămpi de foc, da? Trimise pe tot pământul, trimise pe tot pământul. Observați, în cortul întâlnirii, sfeșnicul reprezintă Hristos capul și trupul. Pentru că dacă este casa lui Dumnezeu, în cortul întâlnirii trebuie să am Sfânta Treime. Ori Dumnezeu este cel ce șade între heruvim, este dincolo de perdea. Dar corpul sfeșnicului este Hristos. Cele 7 candele sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, cei 7 ochi. Și atunci am tot poporul lui Dumnezeu în prezența triunului Dumnezeu în cortul întâlnirii. Dar când mă mut, de pildă, în Apocalipsa, sfeșnicul reprezintă trupul lui Iisus, lui Hristos, biserica. Ce interesant, când vorbesc de trupul lui Hristos, trup și cap, că astea sunt conceptele prin care se definește biserica, Hristos este capul bisericii. Ori, dragii mei, degetele mele nu sunt lumina, în capul meu este cel care, dacă e mai bun la ceva, care vede lumina, dă comenzile, care mișcă tot trupul meu. Ori când Domnul Iisus Hristos zice, nu mai trăiesc eu, Pavel zice, Hristos trăiește în mine. Biserica fiind trupul lui Hristos este purtătorul lui Hristos. Doar în felul acesta biserica își împlinește funcția profetică. Dragii mei, funcția profetică ne împlinim în ascultare de Hristos. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă poruncesc eu? Sau mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi, n-am făcut noi minuni. Ce, plecați de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă, voi toți care lucrați fără de legea. Și pe urmă e pilda celor două case. Ori ca să fii o voce profetică în cetate sau în familia ta, trebuie să zidești pe stâncă, pe cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să trăiești în ascultare, în ascultare de Dumnezeu. Când te gândești la un sfeșnic, observați și aici, Hristos este sfeșnicul, dar capul și trupul în Noul Testament, noi suntem doar purtătorii lui Hristos, viața nu este noi, în El era viața. Și viața era lumina oamenilor. Și fără Hristos, sfeșnicul se stinge, nu mai are niciun sens în cetate. Și de aceea, când bisericile se transformă în cluburi, dragii mei, programele vor merge mai departe. Dar Domnul Iisus întreabă, când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ? Asta nu înseamnă că nu vor fi clădiri și programe și biserici, și perși, și bani, și administratori. Fiți pe pace, vor fi destui. Așa cum nu-i sigur că evreii nu vor zidi al treilea templu, dar cui mai trebuie? Pentru că Dumnezeu s-a mutat deja la el acasă, într-un templu de pietre, un templu de pietre vii.
Acum, zice, dacă nu te pocăiești, voi lua sfeșnicul din locul lui. Ce se întâmplă când se ia sfeșnicul din locul lui? Spuneți-mi, care sunt coordonatele care definesc poziția sfeșnicului? Numai din imaginea de aici. Coordonatele. Moititi, care sunt? Trebuie să sfeșnicele trebuie să lumineze pe Hristos, care e centrul. Acum, mai tare, Dori. Deci, pe de-o parte, am văzut pe unul îmbrăcat în haine de albe, care era, am fost mort și sunt fiu în vecii vecilor, știm cine este el, în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Dar acum, a luat sfeșnicul din locul lui înseamnă, pentru că aici toate sfeșnicile sunt legate de Hristos. Depind de Hristos, da? Practic, fără Hristos, ele pot fi duse la topit. Și atunci depinde de Hristos. Prima regătură este relația cu Hristos. Pe de altă parte, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. De ce e la plural bisericilor? Pentru că noi suntem așezați, chiar dacă suntem în cetăți diferite, să învățăm unii de la alții. Cei buni la unul să luăm la altul, cei rău la unul să nu mai ia celălalt. Și în felul acesta am și relațiile dintre sfeșnice. Dar pe urmă, îngerului bisericii din Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, scrie-i. Cu alte cuvinte, fiecare sfeșnic este într-o cetate și are un rol în cetatea respectivă. Acum, cum am putea revitaliza coordonatele sfeșnicului numit Iris? Da. Noi ne adunăm în jurul cuvântului, în nădejdea că Hristos este în mijlocul nostru, acolo unde doi sau trei sunt adunați. Dar pe de altă parte, ținem de o comunitate în Cluj. E adevărat, Marius? Da. Și ținem de o uniune în Cluj. Și în comunitatea respectivă, de ani de zile încercăm să avem un impact, o influență de un fel sau altul, să slujim cu ce putem în comunitatea respectivă, să învățăm unii de la alții. Dar pe de altă parte, suntem într-un cartier. Dacă ar fi să gândesc care e legătura cea mai slabă a bisericii din Iris, a sfeșnicului acestuia, ce credeți? Mă, nu toți sunteți iriseni, dar cel puțin sunt doi sau trei aici care trebuie să caște gura să vorbească, nu? Cartierul, da? Cartierul este cea mai slabă verigă. Că dacă mă gândesc ce se întâmplă când sfeșnicul este luat din locul lui, practic, ar trebui să mai lucrez un pic să stingă și lumina. Pentru că el are lumină în sine. Lumina vine doar de la Hristos. Și atunci când sfeșnicul este luat din locul lui, lumina se stinge, dar s-a rupt relația cu celelalte biserici. Uitați-vă la biserica din Laodicea, am să te văs din gura mea. Biserica din Sardes, să-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Păi dacă ești mort, la ce mai slujești în jurul tău? La absolut nimica. Spune că sfeșnicul este luat din locul lui, relațiile, coordonatele care definesc locul sfeșnicului. Observați, în raport cu Hristos, în raport cu celelalte sfeșnici și în raport cu cetatea. Și acest aspect în raport cu cetatea este rolul profetic al unui trup al lui Hristos, unui biserici locale al lui Hristos. Este în raport cu cetatea. Acum, noi suntem în raport cu celelalte biserici, să ne îndemnăm unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, dar relația cheia este relația cu Hristos. Când relația cu Hristos se rupe, toate astea nu mai au absolut nicio valoare. Mă întorc înapoi la imaginea precedentă, nu? L-am pus la locul lui, dar dacă îl iau de acolo, atunci s-au rupt toate relațiile lui. Mai întâi relația cu Hristos, lumina se stinge și voi lua sfeșnicul din locul lui. Sfeșnicul nu mai are niciun rost în cetatea respectivă. Nu mai sare și lumină, da? Cum spune Dumnezeu. Pentru că coordonatele sfeșnicului, practic, au dispărut, sfeșnicul și-a încetat funcția profetică. Dar faptul că nu are impact în cetate un sfeșnic, respectiv lumina nu luminează, nu ar putea să înceapă de la din interiorul bisericii, mai ales că Pavel definește prorocia ca fiind vorbire spre zidire, sfătuire, mângâiere. Deci are trebuie să-și facă o lucrare, în primul rând, această funcție profetică a bisericii în biserică. Și probabil că dacă acolo nu se întâmplă lucrurile, pentru că, practic,
dacă arătarea Duhului se dă spre folosul cerului, atât înseamnă că lumina apare în momentul în care Duhul se arată în relație cu cei de lângă mine. E adevărat, și de aceea am vorbit, Radu, despre două coordonate ale funcției profetice. Este coordonata care mă vizează pe mine ca și creștin, ca individ, și este coordonata care ne vizează pe noi ca biserică. Acum, în mod normal, felul în care suntem noi organizați, ne adunăm de peste tot, de pe sate, din tot. Noi am făcut odată o hartă cu toți membrii noștri de unde vin. Păi, cei care vin la Iris Tech pe lângă 4 biserici locale, sau 5, sau 6, s-ar putea opri la oricare dintre ele. Dar, deci au ales să vină până aici, din celălalt capăt de Cluj, de oraș, de nu știu unde, nu știu. Dar pe urmă ne împrăștiem care pe unde. Și atunci, prima funcție a mea este cea de lumină și sare, acolo unde m-a așezat Dumnezeu. Și, dar în momentul în care eu, prin felul în care trăiesc, încep să stârnesc setea în cei din jurul meu, în colegii mei de muncă, da? În colegii mei de școală, la un moment dat, zice, ce ai tu și n-am eu? Unde te duci tu, duminică? De ce nu vii cu noi? Păi vino și vezi. La ce îi aduci? Îi aduci în comunitate, nu? Îi aduci în comunitate. Dacă comunitatea ar avea o viață care să transpară în afară, atunci am avea și celălalt aspect al funcției profetice, funcția comunitară a trupului lui Hristos, prin relațiile noastre, prin activitățile noastre, prin... Cineva vorbea despre ce se întâmplă imobiliar acum, ce se construiește în jurul nostru, cum se degrevează într-un fel centrul orașului, se mută în zona asta, fabricile vor fi dărâmate și s-au făcut podurile peste Someș ca să facă circulația posibilă. Uitați-vă la cartierul de lângă noi, câte se vor mai zidi în jurul nostru, uitați-vă la dealul care e aici. Noi am ajuns dintr-o dată în mijlocul Clujului. Da. Cum ar putea biserica să aibă un impact în afară? Probabil printr-o grădiniță, printr-o școală, dacă aia se pune pe picioare și începe să funcționeze ca o școală creștină și să jinduiască oamenii să-și dea copii acolo. Atunci, încetişor, mesajul profetic al bisericii începe să vadă prin toate implicările pe care biserica le are în afară, ca și trupa lui Hristos. Ca și trupa lui Hristos. Ioan, capitolul 8, versetul 12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Cine este în relație cu mine, lumina mea va lumina prin el, da? Asta e prima coordonată a sfeșnicului. Eu sunt lumina lumii, dar? Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc. Ce interesant, câtă vreme sunt în relație cu Hristos, eu devin lumina lumii. Eu devin lumina lumii. Tot așa se lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, că ei văzând faptele voastre bune. Și asta o putem face prin funcția noastră profetică ca indiviz, da? Prin felul în care îmi trăiesc viața, felul în care Hristos trăiește prin mine, acolo unde m-a așezat Dumnezeu, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dar întrebarea mea este, câți dintre noi putem spune cu adevărat, eu sunt lumina lumii? Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va vedea lumina vieții. Sau va avea lumina vieții. Și aici e marea problemă. Când noi am rupt viața între sacru și profan, și aici ne punem masca, nor a fost cu Nori la Olimpiadă și pentru că era la Bob, ploua afară, ca să aștepte, s-a dus la piariști. Și a stat la biserică, spuneam cuiva că Nora s-a mutat, plecat din biserică la piariști. Și nu mai a avut loc să intre înăuntru și era doar în foaier acolo. Și vine acasă Nora absolut transfigurată, zice, în viața mea n-am văzut ceva. Tineri, unul n-a avut telefonul în mână, așa stăteau și ascultau slujba. Uite așa stăteau și ascultau slujba și înghesuială că nu puteai să arunci un ac între ei, da? Și afară, în ploaie. Noi a venit acasă și a zis, ăștia cel puțin știu diferența. Pentru că vin din cluburi, știu cum arată un club. Noi am transformat bisericile în cluburi. Da? Și dacă nu creezi un club pentru tineri, se duc în altă parte, unde găsesc cluburi. Și în felul acesta migrează lumea, mai ales în lumea evanghelică. Uitați-vă, de ce e altfel într-o altă biserică? De ce e altfel? E adevărat.
Dumneca Florilor, începe săptămâna mare și oamenii cel puțin de Crăciun și Paști se cuminecă și... Dar dacă te uiți la realitatea din jur, mă întreb, câți oare dintre noi realmente putem spune eu sunt lumina lumii? Spuneam și altă dată, dragii mei, dacă noi am fi creștini, doar așa cum ne cere Biblia, oamenii de afaceri ar pune headhunters să ne caute, da? Creștinii ar fi vânați. N-am să uit niciodată mărturia unui prieten, am fost acum la el în Viena, om de afaceri. Și el s-a ocupat de drogați și de ăștia căzuți în patima drogurilor de tot felul și tras de ei. Și a scos pe un băiat din droguri, i-a plătit la timp challenge, a venit acasă, i-a căutat un loc de muncă și l-a instruit și a zis, nu stai un minut, dacă nu ai celul, pune mâna pe mătură și mătură. După câteva săptămâni îl sună cel care l-a angajat pe băiatul, zice, nu mai ai încă unul ca asta. Well, pe de altă parte, dragii mei, de ani de zile aud, nu acu pocăit să nu lucrez. Câte rușine! Și imaginați-vă ce funcție profetică să mai aibă biserica, nu acu pocăit să nu lucrez. Nădăjduiesc să fi schimbat lucrurile. Dar am auzit povestea unui om de afaceri mea după Revoluție, la Baia Mare, și-a angajat toate neamurile. I-a adunat pe toți, s-a uitat în ochii lor și a zis aici, când vă prind pe unul cu minciuna sau cu furtul, ați plecat. Și cineva îl întreabă, câți au rămas? Zice, niciunul. Suntem frați, putem veni mai târziu, ne putem fura, ne putem minți, Domnul e bun și ne iartă. Și atunci, imaginați-vă funcția profetică a indivizilor și a creștinilor din biserică. Galateni 2:20, nu-l mai citesc, că-l știți. Se spune că după o vreme soții încep să semene între ei. E adevărat? Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă. Sau să citesc textul altfel. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului, dar oare suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului? Pentru că de asta târnă funcția noastră profetică. De asta târnă funcția noastră profetică. Dacă aș trage concluziile... Codul Apocalipsei trebuie căutat în Scriptura, nu în scenariile escatologice sau pe scena politică actuală. Nu cunoști Vechiul Testament, poți pluti prin Apocalipsa în toate direcțiile posibile, da? Dar n-ai niciun citat în 404 versete, 278 de citate, de aluzii. Dar aluziile sunt atât de subtile încât merg de la sute la mii de aluzii, depinde cât de bine cunoști Scriptura, îți sună în ureche Vechiul Testament. Și Vechiul Testament dezleagă într-un fel. Codul Apocalipsei este Vechiul Testament. Dar uitați-vă care a fost problema mare a lui Ioan. Pe de o parte, Ioan este pe insula Patmos, zice ce auzi și ce vezi, scrie și trimite la cele șapte biserici. Dar acum ce aude și ce vedeți, lucruri foarte ciudate. Și el are o problemă imensă. Dom'le, cum să scriu ce văd fără să stric ce aud? Că totdeauna audiția guvernează viziunea. Dacă eu mă întorc și voi îmi spuneți o propoziție, dacă nu e foarte lungă, o pot reproduce corect, exact. Dar când mă întorc și văd toate minunile din Apocalipsa, cum să le descriu? Dar am o mare problemă. Cum să comunic toată povestea ca oamenii ăștia să o priceapă, cele șapte biserici? Și aici este frumusețea cărții. El găsește o punte comună, Vechiul Testament, care este puntea comună între el. Și atunci tot ce aude și vede, el filtrează prin Vechiul Testament și o îmbracă în vorbirile Vechiului Testament, imaginile Vechiului Testament, pe care autorii cunoșteau. Acum te întreb, oare cunoșteau? Că erau abia întorși mulți dintre ei. Dragii mei, era viața lor. Viața lor. Ca să rămâi în credință și să nu cunoști Evanghelia din Vechiul Testament, că n-aveai din altă parte, erai frunză în vânt. Lovituri de afară, lovituri dinăuntru, cu toate erezile care se nășteau. Pe de altă parte, el trebuia să știe ce crede, să nu fie copil purtat încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Și de aceea, Vechiul Testament. Nu dați-mi voie să iau asta
vin Paștele și vine Crăciunul și le vine Anul Nou și la noi sunt mărturii. Dragii mei, experiența ta, oricât de extraordinară ar fi, poate să fie echivalentă cu cea lui Ioan pe insula Patmos, nu mă ajută la nimic, pentru că este experiența ta. Tu poți să-mi spui că de când te rogi așa, ți se încălzește vârful nasului și eu te cred. Ce pot să spun? Sau am avut... Well, orice ai avut, tu e al tău. Singurul mod de a mă ajuta este de a-ți scălda experiența în lumina Vechiului Testament ca să-mi solicească și mie, că vin și de aici, mă pot alimenta și eu. Și ăsta este elementul esențial și ultima imagine. Când iau Apocalipsa, am scenariile escatologice, dragii mei. Singurul mod de a înțelege Apocalipsa este în lumina Vechiului Testament. Și de aceea am ilustrat doar prin biserica din Efes. Dacă nu vii din Eden, prin rugul aprins, prin cortul întâlnirii, nu pricep nimic nici cei în Apocalipsa. Ce vede Ioan? Ce vede Ioan? Pe împăratul în mijlocul împărăției lui pe care a venit să o așeze pe pământ. Asta vede Ioan. M-aș opri pentru că voi ați fost cuminți și poate sunt întrebări. Sunt. Altfel... Bun, le luăm pe cele de la începutul. Există Samuel Ghica, întreabă primul. Există o diferență între slujba de proroc din Efeseni 4, dată doar unora, și cea de a proroci din 1 Corinteni 14, unde Pavel spune că toți ar trebui să prorocească? Mm-hmm. Cu siguranță că există diferența dintre... noi toți avem un dar, da? Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura lui. Și eu cred că a vorbi oamenilor spre zidire, sfătuire, mânghiere ar trebui să fie datoria noastră fiecăruia. În engleză există o vorbă, if you can't say something, don't say it. Da? Dacă nu poți spune ceva frumos despre cineva, nu spune nimica. Și atunci a vorbi ceva frumos, a încuraja pe cineva, este mângâiere, sfătuire, zidire. Da? Și este foarte important ca mângâierea prin care am fost mângâiat să mângâiem pe alții, spune Pavel în 2 Corinteni. Și atunci există, din punct de vedere, noi toți ar trebui să prorocim, toți să ne deschidem gura, încurajând pe alții, zidind pe alții și nu călcându-i pe alții în picioare, da, vorbindu-i de rău pe alții. Dar acolo, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții păstori, acolo este vorba de maturitate. Aici, cred că și un copil poate face lucrul acesta, să vorbească frumos cu cel de lângă el. Dar acolo este vorba de o maturitate. Episcopul, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar el trebuie să se fi calificat mai întâi în familia lui și apoi sunt câteva criterii în Timotei. Și acolo ai un dar de cârmuire pe care nu toată lumea l-are. Da? Un dar de cârmuire. Și atunci există o diferență dintre prorocii din Efeseni, capitolul 4, și aspectul general care ne vizează pe toți. Noi toți suntem o preoție împărătească. Toți trebuie să vestim lucrările minunate ale celui ce ne-a chemat, ce mi-a făcut mie Domnul, să vadă și alții. Și aici suntem toți implicați. Dar acolo sunt unii dați de biserică. Și atunci el îi dă pe măsură ce el știe că fac un bine trupului lui Hristos. Și aici și înțelepciunea bisericii care îi recunoaște. Și în continuare tot Samuel Ghica, care sunt pasajele din Noul Testament care mă ajută să înțeleg slujbele înșiruite în Efeseni 4 cu 11. 1 Timotei 3 și 1 Petru 5 vorbesc la general doar despre prezbiteri. Acum, în general, când și noi ne-am frământat Sami cu organizarea bisericii și probabil că și voi o faceți, mai ales într-o biserică creștină după Evanghelie, este o biserică prezbiteriană, într-un fel guvernată sau cărmuită de prezbiteri. Dar ca să faci diferența de pildă între prezbiter și diacon, că există doi termeni care sunt administrativi, prezbiter și diacon, dar trebuie să legi de termenii administrativi darurile spirituale și atunci ai prezbiter, apostol, prezbiter, proroc, prezbiter, evanghelist, prezbiter, învățător, păstor și prezbiter, învățător. Astea sunt daruri spirituale. Dar prezbiteratul este o maturitate, este bătrânii, apostoli, bătrânii sau... Și atunci
Cei doi termeni trebuie să iei împreună și noi am simplificat lucrurile și am zis că știm mai bine ca Dumnezeu și am pus un pop în frunte și credem că am rezolvat problema. Nu, dragii mei, locul lui Hristos nu le-a absolut nimeni. Ăla este locul lui. Și dacă El este prezent între noi până la sfârșitul zilelor, n-a nevoie de purtător de cuvânt și atunci ai nevoie de un grup de oameni și ați văzut toate la plural, pentru că o biserică este o realitate mult prea complexă pentru umerii oricărui om. A oricărui om. Mult prea complexă. Îl nenoroce și pe omul respectiv, nenoroce și biserica. Și atunci cred eu că trebuie combinate termenii administrativi cu termenii darurilor spirituale. Și presbiter este doar o anumită maturitate care a început să înțeleagă lucrurile. Hai să vă dau un exemplu. Când Filip s-a căsătorit, ne-am dus să-i cumpărăm o veche de haine, v-am spus povestea la Sibiu, într-o fabrică de costume care făcea pentru export și a venit directorul să-i caute costum. Ne-am mirat, nevoie mare. Dar pe urmă am aflat istoria. Are 3 copii, de la 16 ani i-a pus la măturat, la toate mașinile de cusut, i-a trecut pe la absolut toate fazele, după care i-a trimis la facultate și acum ei conduceau fabrica. Dar nu poți conduce o fabrică dacă tu nu înțelegi ce se întâmplă în ea, știi? Nu poți conduce o biserică dacă tu n-ai pus mâna peste tot, n-ai început de la ușieri, da? Și n-ai dat mâna cu oamenii și n-ai făcut de toate. Știi, n-ai cum să conduci. Nici lumea de afară nu te angajează. Ca să fii un CEO, trebuie să fii crescut într-un fel. Așa îi dă Hristos și pe și în biserică, apostol, proroci, evangheliști. Doar când îți exersezi darul cu credincioșie și lasă în seama lui Dumnezeu să te mute în pătrățica următoare, nu tatu din coate, e treaba lui că El îi dă. Degeaba tragem noi sforile și clanurile în biserică să votăm pe unii și pe alții. De Hristos nu ne batem joc. Ce seamănă omul acela și se cera. Claudia Pereț are 2 întrebări. Prima, dumneavoastră spuneți, Dumnezeu nu girează pentru ceea ce nu e biblic, apropo de organizarea bisericilor. Ce facem noi, cei care facem parte din adunări cu structuri piramidale? Nu primim hrană duhovnicească acolo? Claudia, nu știu, că ar trebui să fugi din țară, probabil, sau din lume. Vă spun experiența mea. Veneau străinii și dădeau de mine și ziceau, are you the pastor? Și eu ziceam, sort of. Un fel de, pentru că nu înțelegeau altă limbă, da? Te duci în orice și atunci seminarul ne norocește într-un fel bisericile. Pentru că în momentul în care crezi că ai făcut 3 ani de seminar, l-ai prins pe Dumnezeu de picior și că tu vii la 23 de ani să conduci o biserică. Eu la băieții mei le-am spus că le rup picioarele dacă se duc la seminar. Se ducă să facă o școală, să vadă cu ce se mănâncă viața și pe urmă va să facă teologie. Pentru că altfel, cum minune să ajuți niște oameni, tu habar n-ai ce se întâmplă în viața lor. Cum să-i ajuți pe oamenii respectivi? Și atunci, din punct de vedere, Claudia, nu știu ce să fac, pentru că în foarte multe... Eu am fost în Consiliul Uniunii și, dragii mei, n-am să uit niciodată întâlnirea aceea de la Brașov, în care am ajuns acolo scoțând o limbă, că am venit pe drumuri desfundate de la Arad, tocmai fusem acolo și am ajuns la Brașov. Și când am ajuns, m-au luat la tripăzești pe mine. Da. Pentru că voi sunteți presbiterieni. Și le-am zis, dragii mei, dacă ați fi vrut să discutăm despre conducerea bisericii, trebuia să-mi spuneți, că mi-aduceam lăduția cu toate planșele. Da? Și o dimineață întreagă trebuie să povestim despre chestia asta. În Uniunea Baptistă, în Consiliul Uniunii. Pentru că totul este așezat pe acest calapod. Și atunci, pe calapodul ăsta, așa se gândește, așa se trăiește. V-am spus când am fost în Comisia de Rescriere a Statutului, o dimineață întreagă ne-am certat, pentru că cel care a creonat statutul a inversat textul din Efeseni. V-am mai spus treaba asta. El a dat pe unii păstori. Uitați-vă în statutul Uniunii Baptiste. Ca să alegi un păstor, o să trebuie 75%. Un evanghelist îi ajung 51%. Ce vă spune conținutul? El a pus textul la loc, dar nu a fost schimbat, pentru că mentalitatea este acolo. Orice nu-i biblic, nu-i practic. Toți au zis, e practic așa. Bă, nu cred.
Pentru că Dumnezeu girează doar pentru ideile Lui, nu și pentru ale mele. Nu girează. Și atunci ce fac când sunt într-o altă biserică? Stau și mă rog. Claudia. Stau și mă rog. Marile treziri spirituale au fost pornite de oameni simpli, neacștiuți de nimeni, rugându-se. Stau și mă rog. Mă gândesc la biserica din Focșan, nu la Sami, că tocmai ne-a întrebat. 2 ani de zile au stat și-o plâns după ce a venit de la facultate. După 2 ani de zile Dumnezeu a început să miște lucrurile. Duceți-vă acum în Focșan și vedeți frumusețea aceea bisericii adunate în jurul cuvântului. Și atunci eu cred că lucrurile se schimbă pentru că tu ești de partea lui Dumnezeu. Când te rogi cu Dumnezeu pentru ideile Lui, Dumnezeu are putere, că inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Lui. Tot Claudia, a doua întrebare, mai există astăzi nevoie în adunări de slujirea unui proroc cu darul prorociei în felul Vechi Testament, din Vechiul Testament, de vreme ce Duhul Sfânt îi locuiește pe cei născuți din nou? Dacă aș putea, aș amâna întrebarea pe data viitoare. Okay. De ce, Claudia? Pentru că data viitoare, dacă vom trăi, vom lua capitolul 12 la 14. Și acolo, mai întâi Pavel, hai 12, 13, 14. Și el termină capitolul 12 cu câteva întrebări care trebuie neapărat interpretate. Toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt evangheliști, toți au darul, toți vorbesc, toți stă. Umblați după darurile cele mai bune, traduce Cornilescu. Dacă e adevărat ce scrie acolo și noi stăm și facem o ședință, zicem, care sunt cele mai bune daruri? Și le găsim pe cel mai bun. Și toți umblăm după cel mai bun. Dăm peste cap tot ce-a fost. Unde este trupul? Da. Ochiul nu poate zică piciorului, eu nu, mâina nu poate zică. Deci mădularele sunt importante, acolo unde le-a așezat Dumnezeu. Fiecare are o funcție, ba, cele mai sărace sunt îmbrăcate cel mai frumos. Și atunci trupul funcționează când ne găsim locul și rostul fiecare în el. Acum, darul prorociei, probabil că este acționare, darul prorociei să-l întrebuințezi după măsura lui. Dar cum definești prorocia, Claudia? Ori Pavel o definește foarte clar. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire, mângâiere. Și nu cred că e vorba de prezicere și de căutare în palmă, dragii mei, și de vestirea viitorului. Dumnezeu poate să te anunțe într-un fel sau altul, dar o face doar ca să iei decizia corectă astăzi. Și ăsta este principiul profetic din Vechiul Testament. Și atunci vom discuta despre lucrurile astea și vom pleca de pe textele care îl vedem pe Pavel ajungând la Ghibea lui Elohim și vine o ceată de proroci și începe și el să prorocească cu ei și pe urmă în capitolul 19 merge să-l prinde la lângă Rama, la Naiot, pe David și când trimite o trupă, toți prorocesc și vin acasă, trimite a doua și a treia și pe urmă merge el însuși și când ajunge începe să prorocească, se dezbracă și o zi și o noapte stă și se scoală și pleacă acasă. Ce s-a întâmplat? Care dintre voi îmi poate spune, explica și fenomenul, în ce a constat fenomenul respectiv? Erau o ceată de proroci cu Samuel în fruntea lor. Da? Și toți proroceau. Ce era un cor? Ce era? Vorbeau toți în limbi. Cu unde să mă duc să găsesc o realitate la care să mă pot raporta? Și despre asta vom discuta data viitoare, dacă ne va ajuta Domnul. Gavril Bradia, frate Beni, ce să facem ca și frate Beni, ce să facem ca și în bisericile noastre să putem implementa aceste învățături, ca bisericile să nu mai aibă conducere piramidală. Fraților le plac învățăturile dogmatice care nu își ating scopul și suntem purtați prin toată Scriptura și de fapt nu ne alegem cu nimic. La revoluție nu vă îndemn, Daniele, pentru că eu spun tuturor, da? Când Filip era bolnav și mănășturul se frământa, știți ce l-am spus? Mai bine îmi îngrop copilul decât să rup biserica. Biserica nu e a mea, n-am plătit eu cu sânge pentru ea. Și de aceea, de 76 de ani, sunt în biserica din Iris.
E mai ușor să mergi după 5 ani, să fii într-o altă biserică, te ia ca nou, până te învechești, până te muți în altă biserică și o iei de la capăt. Dar avantajul este că aici, pe mine mă știu și de bun și de rău, nu trebuie să port niciun fel de mască, this is who I am, da? Și toată lumea are dreptul și copiii să vină să mă mustre dacă vor și dacă au curajul să o facă. Dar, într-un fel, nu pot să spun, domnule, rupe biserica, fă alta. Dar când îți cauți o biserică, caută una unde să fii câteva criterii clare. În primul rând, să predice cuvântul. Și ca să predici cuvântul, zice, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Ori, nu zice Biblia, dacă vorbește cineva, să se folosească de cuvintele lui Dumnezeu ca să-și facă propriile lui predicuțe. Nu. Să vorbești cuvintele lui Dumnezeu înseamnă să respecti Scriptura. David Gooding mi-a dat o lecție pe viață. Scotea Biblia, o Biblie mică din buzunar, și el vorbea greacă și ebraică, dragii mei, și latină. Și zicea, dacă este cuvântul lui Dumnezeu, fiecare virgulă și are rolul ei. Citiți, vă rog, numai cartea lui pe Luca sau pe Faptele Apostolilor. Și vedeți seriozitatea cu care a stat lângă cuvânt. Eu 95 am plecat de la ele, 96 îl întâlnesc la Telmacio și primul lucru pe care el era la amvon, eu am intrat pe ușă, a venit la mine, m-a luat în brațe, Benjamin, I started to see the light. Și zic, light on what? Deci, light on John 5 and 6. Și am rămas cu gura căscată. Lumina pe Ioan 5-6. David, tu acum un an studiai aici. Da, dar numai acum am început să văd lumina. Când a venit la mănăștur, în 96, Radu era acolo. Da, l-am rugat să ne vorbească din Ioan 5-6 și eu îl traduceam. Dragii mei, când am văzut cum se desface predica din Ioan 5-6, am uitat să-l traduc, se uita la mine și atunci mă trezeam. Și pe undeva, eram și eu mai tânăr atunci, când 96, când l-am tradus. Dar când vezi un om atât de serios în cuvânt, zice el, dacă eu aș face cu tragicii greci ce fac teologii cu Biblia, m-ar da afară de la universitate. M-ar da afară de la universitate. Și asta a fost cea mai mare lecție pe care am putut să o primesc în viața mea. Da? Un om care a fost serios cuvântul. Și atunci, Daniele, nu știu ce să faci, dar în primul rând este rogi, în al doilea rând, pune mâna pe Biblie tu însuți, adună un grup în jurul tău. Așa a pornit biserica a patra de pe deal. Au venit misionarii, noi plângeam în biserica asta pentru că n-aveam hrană. N-aveam hrană. La prima mea lecție de homiletică, dragii mei, stăteam undeva prin careva banc acolo, venit cu Biblie, cu creion și hârtie. Și păstorașul tânăr care venise atunci și care m-a botezat, zice, deschideți Biblia. Eu întreb unde? Oriunde. Asta a fost primul șoc. Am deschis Biblia, puneți degetul. Unde să-l pun? Pe oricare verset. Am pus Biblia pe un... Hai să-l citim. Atât de mult. Hai, oprește-te. Atât de mult. Ce poți spune atât de mult? Și am început să fabulăm pe atât de mult. A iubit și pe... Am închis Biblia, am plecat acasă și a zis, mulțumesc frumos. I don't need it anymore, da? Dacă așa pot predica din ziarul Făclia. Și atunci, asta înseamnă să te folosești de Biblie, nu să predici Biblia. Și atunci, Daniel, nu știu ce să spun. Stai, roagă-te, adună un grup în jurul tău și ia în serios Scriptura. Te ajutăm cu tot ce putem. Da, cu tot ce putem. Dacă crezi că ai nevoie, dacă nu, Doamne ajută. Dar, în niciun caz, nu cred că te-aș putea sfătui să rup biserica, să crezi și să... Nu, nu, nu. Hristos, dragii mei, a murit pentru ea lui, nu ea noastră. O întrebare anonimă de la un personaj anonim. Dacă am de ales dintre două biserici, în una se predică doctrina curată a Bibliei, dar membrii ei nu trăiesc cuvântul, trăind ca lumea, iar în cealaltă biserică se predică o învățătură care adaugă la Scriptură, dar membrii ei par să fie împlinitori a Scripturii. Al cărei Scripturii? Care din cele două biserici să fac parte? Din care? Am văzut doar o întrebare. Dacă adaugă la Scriptură, întrebarea cărei Scripturii? Pentru că sunt foarte multe biserici, dragii mei, care predică tot felul de lucruri care n-au nimic a face cu Scriptura. Dar sunt atât de serioși. Hai să vă aduc numai un exemplu. Toți suntem în Samuel. Samuel zice, așteaptă-mă 7 zile.
Filistenii erau pe aproape, lupta trebuia să termine, trece o zi, două, trei, Samuel nu vine și Saul începe să frământe. Și la un moment dat își ia inima în dinți când vede că au mai rămas vreo 600 de oameni, îi fric, plouă și zice, ah. Și face ceea ce Dumnezeu a poruncit ca niciodată să nu îndrăznească să facă. Aduce jertfa, vine Samuel, ce a lucrat ca un nebun. Da, a lucrat ca un nebun. După care, porunca lui Dumnezeu nu l-a interesat. După care dă el o poruncă. Domnule, până nu câștigăm bătălia, unul să nu pună mâna pe nimic. Da? Ionatan nu știe și își vâră bățul într-o fagură de miere și se luminează ochii. Da. Și Domnul nu vorbește. Nu vorbește și zice, hai să-mi cine-o greșit. Sorțul cade pe Saul și pe Ionatan. Și pe urmă, între cei doi, sorțul cade pe Ionatan. Să mă pedepsească Domnul dacă nu vei muri în ziua asta. Cât de serios o aplicat ce-a adăugat el la Scriptură. Da? Și cât de puțin l-a interesat ce zice Scriptura. Și atunci, poți să fii habotnic, să ții de toate regulile și e forma aceea de evlavie, că te găduiești puterea, dar tu ții de tot felul de lucruri. Da? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru și pentru asta facem război și dăm afară oamenii. Și atunci întrebarea mea este, ce să caut acolo? Mai degrabă du-te unde se predică cuvântul și adună un grup de oameni și învățați să trăiți și ați auzit. Și în felul acesta de la tăciunele vostru se va prinde focul. Mm. Anonimule. Mm. Eugen face o completare apropo de ce ați zis, o citesc. Am fost pentru prima dată la biserica din Focșan și am văzut o biserică centrată pe cuvânt și cu o echipă de lideri care îngrijește cu drag de ea. Mm-hmm. Și mai sunt două întrebări. Pavel întreabă, rugăciunea poate fi dată ca un dar? Dacă zice rugați-vă neîncetat, întrebarea este cui? Vreau doar ca bărbații. Ar fi trebuit să merg mai departe, să vorbesc despre ceea ce da, rămâne pe altă dată. Dar printre altele, stați numai să vă spun... Sunt două cărți și una dintre ele, autorul își organizează cartea așa, zice Live Right, Do Right, Move Right, Pray Right, Speak Right. Foarte interesant. Speak Right e ultimul lucru. Dacă te aduc în limba română, este trăiește corect, acționează corect, mișcă-te corect, roagă-te corect, vorbește corect. Dar acum la roagă-te corect, de ce rugați-vă mai înainte de toate, pentru împărați, pentru cei răiați, cui vorbește? Întregii biserici, da? Întregii biserici. Și atunci rugăciunea este respirația aceea sufletului și când citești textul mai departe, zice el, vreau dar ca bărbații să roage în orice loc, ridicând spre cer mai încurate, fără mânie și fără îndoiele. Vreau de asemenea femeile să roage îmbrăcate în chip cuvincios, croșine și sfială și textul continuă. Și atunci te întrebi, rugăciunea e un dar? Da, poate fi și un dar al rugăciunii, al mijlocirii. Și poate fi Dumnezeu te pune o povară pe inima ta și strizi și noapte la El. Și nu suntem mulți de felul ăsta și mare lucru să existe mijlocitor de felul ăsta înaintea lui Dumnezeu. Și aici cred că Dumnezeu mobilizează luptătoarele cărunte al lui Dumnezeu din capitolul 5 din 1 Timotei. Pentru că ele sunt peste 60 de ani, au crescut copii, au trecut prin viață, au purtat povere, au spălat picioarele sfinților, sunt cunoscute pentru faptele bune și pentru că nu sunt de celelalte femei pe care pofta le desparte de Hristos, poate să poarte poverile bisericii. Ce spuneam? Noi avem 81 de lucrări, ne putem bate cu pumnul în piept, dar cum ar fi să luăm 10 din ele și să adunăm în jurul lor oamenii ai rugăciunii? Ce-o pornit Tavi, mi se pare extraordinar, să-i 10 familii să te rogi. Dar cum ar fi să-i 10 familii să te rogi pentru anumite lucrare? Nu să te rogi unul pentru altul doar, ci să te rogi unul pentru altul și pentru anumite lucrare. Pentru că noi facem abstracție de bătălia spirituală din spatele lucrurilor și atunci credem că cu sabia rezolvăm totul. Nu e adevărat. Organizând și programe, nu rezolv totul. Pentru că în ultima instanță, lupta este spirituală, este cu totul pe alt nivel.
Dar cum s-ar putea aduna în jurul, gândiți-vă numai la copii, la adolescenți, la tineri din biserica noastră. Gândiți-vă la 500 de copii și adolescenți și tineri de la liceu creștin. 500! Trimiteți-i, dragii mei, la școlile din Cluj și vedeți drogurile și problemele. Acum asta nu înseamnă că nu sunt probleme și de altă parte. Dar gândiți-vă la 160 de copii care sunt în biserica noastră, i-ați văzut aici duminică, în față. Cine se adună, se roagă pentru ei? Părinții n-au timp. Că trebuie să vedea următorul telefon și Adidas noi și să-i ducă la școală și la programe și la toată ziua scară pe ei peste tot. N-au timp pentru... Și atunci, cum ar trebui să trăiască o biserică? Și atunci rugăciunea, într-un fel, ar trebui să fie obligația noastră. Obligația noastră. În primul rând, este un mod de viață. Mâini curate, fără mânie și fără... Rugăciunea este un mod de viață. Viața mea este o viață de rugăciune. Și ca bărbat și ca femeie, asta este evlavia specific masculină, specific feminină. Și ultima întrebare de la Gavril Bradea. Dacă pentru Ioan elementul comun pentru a prezenta lucrurile din sferele lui Dumnezeu a fost Vechiul Testament, care ar putea fi pentru noi acest element? Scriptura? Adică toată Scriptura? Zice, oamenii nu cunosc Scriptura. Dar mă întorc înapoi la textul din Petru 4:11, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Acum, dacă eu stau într-o biserică 20 de ani și nu cunosc Scriptura, întrebarea mea este, 1. Ce s-a predicat în biserica respectivă? 2. Cât am citit Biblia la viața mea? Da. Cât timp îmi fac zilnic pentru ea? Că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Și atunci, la un moment dat, dragii mei, adunările generale sunt și așa, dar v-am spus experiența lui Martin Lloyd-Jones. El a fost medic, a intrat în lucrare pe la 30 de ani și a ținut o biserică împachetată în buricul târgului în Londra, dragii mei, veneau oameni, era 250 de mile. Și numai rugăciunea lui cu care își începea erau 15 minute. Da. Și 8 ani prin 8 capitole din Roman și nu știu câți ani prin Efeseni și mărunțea Scriptura. Și el spune că în primii 2 ani, și asta o poți face, Daniel Bradea, și tu, Claudia, o poți face, oricare dintre voi, anonimul care ne-a scris, primea 2 scrisori. Luni dimineața mergea să se lice scrisorile de la cutia poștală, care la marginea drumului la englez, da? O poveste aia în care se bagă poșta. Deci curgeau șiroaie sudorile pe mine, pentru că îmi era desfăcută predica punct cu punct. Dar noi nici nu drăznim să ne atingem unii de alții. Ferească Dumnezeu să comentăm predica cuiva, știi? Dar de ce să nu o faci? Nu trebuie să te semnezi. După 2 ani au aflat cine. Zice, este cel mai mare bine pe care mi l-au putut face cineva, deși nu i-am cunoscut. A fost oameni care și-au luat timp să reasculte predica, să stea cu carnețelul în mână, să noteze și să zică, bă, altfel nu crești, altfel trec 20 de ani și faci un pas cât o broscuță, știi? Dar așa, dacă ai pe cineva care să aibă curajul să uită în ochii tăi, să spună, puteai să o spui și altfel, puteai să, asta nu a fost biblic, aia, well, data viitoare o corectezi. În felul ăsta crești. În felul ăsta crești. Dar asta cred că o poate face oricare dintre noi, în orice biserică ar fi. Stai și te rogi și pe urmă cu Duhul bun, ca să ridici, nu să omori, ca să ridici, spui, uite-te, asta s-ar fi putut spune altfel. Sau... Haideți să încheiem, dar un ultim mesaj, strigați cu voce tare. Trăiește? Corect. Acționează corect. Mișcă-te corect. Roagă-te corect. Vorbește. Și apoi deschideți și gura, dar vorbește corect. Da. Adică corect înseamnă în lumina Scripturii. În lumina Scripturii. Dacă o să avem timp, o să trecem prin fiecare și o să scăldăm în Biblie fiecare din aceste lucruri. Dar haideți să ne ridicăm, să încheiem. Doamne, cum să-ți mulțumesc pentru fratele Iuga? Te rugăm împreună, Doamne. Ai spus că dacă doi dintre noi se învoie să-și ceară un lucru oarecare le va fi dat. Noi nu suntem Dumnezei. Dar îndrăznim ca copii ai Tăi, ca fii ai Tăi, să venim la Tine, să strigăm, Doamne, pentru el. Am auzit că duminică dimineață fetița aceea, Daria, cu leucemia, a plecat acasă. Doamne, Tu chem oameni și dacă n-ar exista o veșnicie,
ar fi o tragedie că vine moartea, dar în ultima instanță moartea nu este decât o trecere. Dar dacă este voia ta, te rugăm împreună, atinge-te, Doamne, de trupul dânsului, de dragul familiei, de dragul fetelor, de dragul nepoților. Doamne, așa te rog și pentru Claudia Pereț. Ai milă, Doamne, ai milă, te rugăm. Și mulțumim pentru atâția alții care, într-un fel sau altul, nici nu știm, dar trec prin suferință. Doamne, în ultima instanță, dacă a proroci nu înseamnă a vorbi despre lucruri fantastice în viitor, cu toate că Tu ai înainte și prezentul și trecutul și viitorul, pentru că Tu ești în afara timpului, ești Alfa și Omega. Dar dacă putem rosti o vorbă spre zidire, sfătuire și mângâiere, Doamne, de multe ori nu putem face altceva decât să ne oprim lângă cel de lângă noi, să tăcem. Și simpla noastră prezență face mai mult decât toate predicele din lumea asta. Doamne, așa te rugăm în bunătatea Ta, pune-ți mâna peste toți cei care trec prin suferință. Și apoi te rugăm pentru cei care ne-au sunat din alte biserici, care se frământă acolo unde sunt. Doamne, scoate lucrător la secerișul Tău. În ultima instanță este al Tău secerișul, nu al nostru. Și Tu poți într-un fel sau altul, pentru că noi am citit, El a dat pe unii apostoli proroci. Doamne, iartă-ne nebunia, că noi recunoaștem totdeauna și avem părerile noastre și motivațiile noastre pentru că ridicăm mâna sau semnăm o hârtie. Te rugăm în bunătatea Ta, Doamne, ai milă. Și Te rugăm pentru biserica Ta. Iar cei care stau cu cuvântul în mână, Doamne, adu-le aminte ce ai spus lui Timotei prin Pavel în ultimul capitol din ultima scrisoare. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă. Cu toată învățătura și blândețea vor veni zilele care oamenii nu vor putea suferi învățătura sănătoasă și vor da învățători după poftele lor ca să le gâdie urechile. Noi ne-ar plăcea să venim la biserică ca la un entertainment. Să ne simțim bine, să ni se cânte muzica care ne place, să nu ne jignească nimeni, să nu ne supere nimeni. Și cum se întâmplă ceva, le trântim toate de pământ și plecăm și nu mai vrem să avem de a face nici cu Dumnezeu, pentru că cineva îndrăzit să ne spună o vorbă. Doamne, iartă-ne pentru asta. Și Te rugăm în bunătatea Ta. Ajută-ne să ridicăm stăvilare în calea acestor vremuri pe care Scriptura foarte clar le descrie. Mulțumim frumos! Doamne, Te rugăm și să ne ierți pentru tot ce nu înțelegem încă destul de clar din Scriptură și să ne învrednicești, Doamne drag, să ne deschidem ochii și urechile, să primim sfaturi și să acceptăm, să schimbăm teologiile noastre și nu Scriptura. Amin!